Ați semnat în registru de prezență? Are. Domnule meu, stați în registru, vă rog. Da, da, imediat, am semnat. Haideți să începem, vă rog. Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 39 din Legea Administrației Publice Locale, prin dispoziția 171, sunt convocați în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri ce formează Consiliul Local sunt prezenți 13, 2 consilieri nemotivat pentru că nu și-au prezentat niciun motivare până în această oră, domnul Tuparu și domnul Boacă Mihai. Având în vedere că sunt majoritatea domnilor consilieri, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință și din invitația trimisă, avem următoarele puncte. Raportul domnului primar privind starea economică socială a comunei pe anul 2015 și programul de dezvoltare pe 2016. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul trecut. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul acesta. S-au primit niște fonduri, am înțeles. Proiectul hotărâre privind stabilirea locurilor destinate desfășurării adunărilor publice. Un alt proiect privind aprobarea studiului de oportunitate pentru lucrarea reparației școală Poiana Sărată. Un proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general primarului comunei în vederea reprezentării Consiliului Local în fața instanțelor judecătorești. Un alt proiect privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Comunei Uituz. Alt proiect privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice și a decontării de către ADIS la tariful unic de 317,73 lei pe tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, în perioada de tranziție. Și au mai fost propuse trei proiecte. Unul privind modificarea unui act adițional la un contract de concesiune, vorba de concesionarea terenului a doamna doctor Palade. Și a schimbat, de fapt, denumirea firmei, nu-i altceva, dar sigur. Trebuie să facem cele de cuvință. Identificarea și atestarea unei suprafețe de 229 metri pătrați teren ca făcând parte din domeniul privat, este vorba de terenul din curtea Căminului Cultural.
Așa. Având în vedere că acolo avem proiectul de reparații, știți, generale, da, și trebuie să fie în domeniul privat. Așa se cer. Mă rog, nicio problemă. Și un ultim proiect privind soluționarea de către Consiliul Local a plângerii prealabile formulate de OMV Petrom, înregistrată sub numărul 4661 din 15.03.2016. Acesta fiind ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi. Aici a apărut la mine ceva, aici un proiect de hotărâre de public. Muzeul de la... Dar este, s-a citit, domnul. S-a dat citire, domnul. S-a dat citire la... Dar nu e un proiect de hotărâre. Nu, nu. Da. Eu e pe marginea proiectului. Nu, nu. E altceva. Deci, cine este de acord cu ordinea de zi? Împotrivă? Da, mulțumesc. Având în vedere că domnul consilier Lucică Vasile a fost ales președinte pentru o perioadă de 3 luni, am să-l rog să preia conducerea ședinței. Bună ziua și bine ați venit! O să avem o ședință destul de grea și am să vă rog pe toată lumea să vorbiți în ordinea care vi se dă cuvântul, nu vă întrerupeți unul pe celălalt, nu faceți dialoguri între dumneavoastră. Haideți să dăm dovadă de decență, să ne respectăm și să ascultăm fiecare pe celălalt ce are de spus. Am să vă rog să vă ridicați în picioare, astăzi zi de doliu național, și să păstrăm un moment de reculegere pentru victimele terorismului din Belgia. Da, în momentul în care v-ați ridicat, nu mai vorbim. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog să luați loc. Domnilor consilieri, am rugămintea la dumneavoastră dacă aveți observații la procesul verbal de la ultima ședință a Consiliului Local. Ne fiind observații, îți spun la vot cine este pentru. Mulțumesc! Înainte de a intra în ordinea de zi, am două probleme pe care vreau să le prezint. Cele două probleme nu le supunem discuției acum. Fiecare ascultă ce se spune și la sfârșitul ședinței, la diversele, le punem în discuție. Deci prima problemă pe care vreau să o pun în discuție este modificarea legii 10 de către Parlamentul României, o lege care este complet defavorabilă omului sărac din mediul urban. Legea 10, la articolul 2, în forma ei primară, suna că clădirile, un etaj, construcțiile anexe sunt scutite de proiecte de hotărâri și de proiecte de execuție de taxe și de certificate de urbanism. La intervenția, probabil, la unor grupuri de presiune care vor bani mai mulți de la cei săraci, au modificat această lege și au stabilit ca și anexele gospodărești să fie urmate de proiect, să fie urmate de certificat de urbanist, deci să, omul să plătească taxe pentru, și pentru un cotez de câine. Așa ceva este strigător la cer. Vreau să vă spun că este o soluție și s-a făcut această modificare a legii la presiunea Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru că acolo se specifică un procent din toate taxele astea merg la Inspectoratul de Stat în Construcții. Eu am făcut o scrisoare de protest pe care să o trimitem la Parlamentul României, dacă o să vă citesc la sfârșitul ședinței, dacă cei care vreți să o semnați, o semnați, cei care nu, nu o semnați, o semnez în calitate de președinte al ședinței și dau drumul la Parlamentul României. Pentru că mâine, poi mâine, o să-l oblige pe amărântul ăsta de la țară, de mediul urban, să-și angajeze diriginte de șantier pentru un cotez de păsări, să facă și studiu de sol, să facă și studiu geo și probabil să spună și studiu de fezabilitate. Pentru că ăștia n-au nicio măsură. Absolut nicio măsură. Eu am făcut acest protest, o să vi-l citesc la sfârșit ca să nu pierdem timp acum. A doua problemă pe care vreau să vă prezint este abuzul săvârșit de domnul viceprimar, în calitate de viceprimar,
în dauna bugetului public. Deci în dauna banului public. Pe banul public dumnealor, un grup, și-au încercat să-și facă propagandă electorală, cheltuind bani din banul public pe motorină, pe plata celor care au împărțit... Haideți să intrăm la ordinea zilei și domnul, te rog, diversi, domnul. Te rog, s-a aprobat, domnul. Te rog, s-a aprobat, stai liniștit acolo. S-a aprobat, ai aprobat. Eu prezint problema și la sfârșit am spus că discutăm. Indiferent cine este, n-are voie să facă abuz cu banul public. Oamenii ăștia din comună plătesc taxe. Taxele trebuie folosite pentru ei. Nu pentru o firmă care vine de afară și vrea să și, pune pe cineva să împartă bidoarele în sat. Era sarcina lor să-și o împartă, stimate domnul. Așa se știe. Dar faceți... Banul public, noi am făcut aici un grup și ne-am certat întotdeauna pentru banul public. Dar faceți propagandă. Nu fac propagandă, nu fac, nu fac. Ei și-au făcut propagandă electorală pe banul public. Asta înseamnă ce faceți, domnul. Aici eu prezint în ședință lustrată. Eu prezint în ședință lustrată. Ca să înțelegi. Asta e propagandă. Nu acum. Aveți dreptul, domnul președinte. Ca urmare a acestui lucru, îi cer demisia public domnului viceprimar în calitate de consilier, în numele personal. Îi cer demisia public și așa cum știu un om cu demnitate și cu onoare, dacă are în continuare această demnitate și această onoare, își va da demisia. Mulțumesc, intrăm în ordinea de zi. La punctul 1 există raportul privind starea economică și socială a Comunei Tâșca pe anul 2015 și programul de dezvoltare economico-socială pe anul 2016. Materialele au fost prezentate, v-aș ruga să vă înscriți la cuvânt ca să... Da, domnul susțin. Poftiți! Pentru proiectul ăsta de hotărâri, eu mi-asum răspunderea că am pus în comună o grămadă de afișe și am invitat cetățenii comunii Uituz la ședința ordinară, care au dreptul să participe toți cetățenii din comună, să știe ce se face, ce s-a făcut și ce avem de gând să face. Legat de cetățenii care i-am aici în față, majoritatea cum îi văd în spate, în special s-au prezentat cetățenii din satul Festival, unde de un an și jumătate ne chinuim cu acel pod de la Gălățanu și văd că nu putem să-i dăm drumul la lucrare. Anul trecut am pus vreo 8 miliarde de bani deoparte, nu l-am început. Anul ăsta din bugetul comunii am pus 24 de miliarde. Văd că nu vrea și l-am rugat pe domnul viceprimar în ședința anterioară, n-a venit la ședința extraordinară, ca să putem demara lucrarea, să intereseze direct, pentru că asta este o datorie a vicelui primar. Vicelui primar se mai numește și gospodarul comunii. Fiind gospodarul comun, el trebuia să intereseze, să ne spună, proiectul a ajuns în faza D, am ajuns la faza D, am ajuns la faza D. Dânsul nu vrea să facă ceea ce trebuie. Dânsul, exact cum a spus dumneavoastră, în partea Tomberoane. La podul de la Boacă, de la Cazan, de acolo cum o numim noi, un proiect care stă pe sertarele primării, nu demarăm lucrarea pentru că dânsul a cumpărat niște table, niște fiare, a adus niște bietoane, nu știu de unde. Chesoane de la deci vrea să facă un pod acolo, fără aprobarea Consiliului Local, fără să întrebi. Asta îi spuneam și mai înainte. Oare noi ce suntem aici aleși comunii și suntem consilieri care punem la punct să facem ceva? Am spus că proiectele care sunt în demarare să le finalizăm și după aia începem noi proiecte să facem. Podul de la Gălățanu ne chinuim de 4 ani. Podul de la Boacă 6. Care 6? 12. 12. De când este făcut proiectul? Că eu nu eram în legislatură, când s-a aprobat acolo. Nu vrea să îngrijească de așa ceva, domnul viceprimar. Exact cum spuneați dumneavoastră, dacă ne facem campanie electorală, înainte cu 2 luni, cu 3 luni, sau ne lăudăm că avem bani și are ce-i trebuie, să stea acasă și să ne lase pe noi să facem treabă cu un viceprimar care e gospodar și vrea să facă treabă în comună. A apărut o ceartă între vicele primar și primar și în comună nu se mai face nimic. Trebuie să ne gândim bine, alegerile vin și pleacă. Că pe 5 iunie sau alegerile pe 6 deja să știi, dar până la data de 5 iunie, primarul este primar, vicele primar este viceprimar și consiliul este consiliu. S-a hotărât concederea lucrării la podul la Gălățanu. I-am spus domnul vicei, demarați dumneavoastră, luați-l pe domnul Bâscă la întrebări, de ce nu face, de ce nu aduce? N-am primit niciun răspuns. Am spus să-i demarăm lucrarea cu podul de la Boacă. Domnul viceprimar, te ocup personal, mă ocup personal, nu s-a ocupat deloc. A dus niște chisoane, a luat tablă, văd în curtea școlii, a murit și acolo.
cetățenii ăștia, Doamne ferește, de un incendiu, de o salvare, de orice, am pus acum niște bucăți de lemn acolo, a pus peste pot, gata, domnule, treaba e bună, dar mai durează. Nu știu ce are de gând să facă și până când are de gând să o continui în halul ăsta. Eu am mai avut o discuție, ați văzut la începutul ședinței, la care i-am spus și îmi spune mie că el e consilier de 2 ani de zile de când. Dacă în momentul când ți-ai dat demisie odată și ai spus, domnule, eu am fost ales pe listă primul la alegeri, dar demisionez din funcția, nu vreau funcția de consilier. S-a trezit după 2 ani de zile că să vină în fruntea primării Comunii Oituz ca viceprimar și să înceapă să schimbe. În momentul când a venit cu Sorin Butucaru, prima dată l-a dat pe domnul Eghet afară în 2011. A venit să o dăie pe Valentin Bunaru afară. Hop, stop, n-am mai putut, acolo s-a încurcat treburile. Haideți. Nu, nu, vreau să spun ce face viceprimar, nu o să facă treaba la pot, domnul președinte. În loc să facă treaba pentru pot, se ocupă de alte treburi. L-a dat pe Osul Roș de la PSD acum afară. Acum urmează să dea pe ăla. Să-mi spună clar și în fața la oamenii ăștia dacă are de gând să o ocupe de acest proiect și când demarăm lucrarea la pot. Da, mulțumesc. Dacă îmi dați voie vreau să o replică. Un pic, domnul viceprimar, vreau să vă spun că legea, eu sunt cu legea după mine. Legea 215, articolul 69, are o prevedere foarte clară. Cine nu vrea să se implice în problemele Consiliului Local și să rezolve hotărârile Consiliului Local, poate fi suspendat din funcție, domnul viceprimar. Și o să punem în funcțiune acest articol. Așa zice legea 215, nu zic eu. Legea administrației publice locale. Vă uitați la articolul 69 și o să vedeți. Da, domnul Boacă, vă poftiți. Imediat, referitor la raportul prezentat de domnul primar, mai trebuia completatea realitate. Și anume, mă refer la activitatea de sănătate pe anul 2015. Aici, domnul Soroș, vă rog. Vă rog, domnul Soroș. Ați specificat că farmacia din SC Pharma, din cadrul Comunei Oituz, a văzut medicamente de peste 1 miliard de lei. Așa, mai trebuia completat această dată și cu numărul de consultații. Te sun eu. Mai trebuia, domnul primar, prezentat aici și numărul de consultații medicale care au fost dat din medicii de familie. Așa, și având în vedere numărul mare de consultații, peste 1 miliard de medicamente vândute în cadrul comunei, scoate în evidență, e 1 miliard de lei vechi, domnul Oprea. Vorbiți cu 1 miliard de lei vechi, 1 miliard 110 milioane. Așa scoate în evidență starea de sănătate precară a acestei populații din cadrul comunei Oituz și totodată și la nivel de țară, că cei care ne conduc parcă ar fi pe altă planetă. Așa. În continuare, la activitatea, sau nu, la propuneri pe anul 2016, nu putem spune că se extinde sistemul de supraveghere video, deoarece sistemul de supraveghere video existent în prezent nu funcționează pe timp de noapte și deci nu are niciun fel de eficacitate. Cum nu funcționează pe timp de noapte? Păi, pe timp de noapte nu funcționează în sistem termo. Așa. Sistemul de supraveghere funcționează non-stop 24 din 24 la de ore. La intersecție, la jitării, domnul primar, pe poate o fi de țeg, asta da. Nu înseamnă fi general. Da. Este, o să vedeți. Poate o fi de țeg, la de acolo. Așa. La construire, iarăși am prevăzut construirea pot peste părul sărată, e vorba de punctul poartă, este un pot care din 2008 nu tot prepășim ca să-l facem. Așa, și nici am ajuns în 2016 și acum ne propunem să-l facem. Așa. Tot pentru 2016 trebuia prevăzută trama stradală. Asta este un proiect care prevede reconstruirea trotuarului și așa altfel pe marginea drumului european. A fost prevăzut cândva proiectul, dar au văzut nimica. Nu s-a făcut. Trebuie să existe un plan, există un plan de absorpție a fondurilor nerambursabile pentru lucrări de infrastructură, de exemplu asfaltarea drumurilor. Așa, nu se specifică niciodată nimic despre execuția unui drum pentru utilaje agricole, că știți foarte bine că pe drumul european cât e curând o să interzică circulația tractoarelor și a căruților și atunci oamenii n-au pe unde circula și noi nici nu avem proiect pentru drum. Nu se mai pomenește și nimic de extinderea rețelei de alimentare cu apă. Așa, și legat de aceasta trebuie să începem și racordarea la apă pe anul 2016. Totodată, odată cu extinderea rețelei de apă, trebuie să avem un proiect de canalizare pe toată localitatea Oituz și acest proiect de canalizare, cum am discutat și cu domnul Lupică, trebuie regândit. Actualul sistem de canalizare nu este corect.
În ce privește activitatea economică, nu s-a specificat absolut nimic despre numărul agenților economici din cadrul Comunei Oltul și contribuția acestora la bugetul Comunei. Numărul salariaților din cadrul Comunei care lucrează la acești agenți economici. Nu s-a specificat nimic despre numărul șomerilor. Numărul de persoane apte de muncă și care nu au loc de muncă. Propuneri primit facilități acordate agenților economici pentru încurajarea activităților economice și creierea de locuri de muncă. Nu se specifică nimic chiar despre atragerea de investitori pentru creierea de locuri de muncă, având în vedere resursele materiale, resursele de materie primie existente în cadrul comunei. Mă refer la materiale noi, care, mă rog, în afară de scânduri, ar fi bine ca să ne apucăm să prelucrăm superios materialurile noastre și să creăm noi locuri de muncă. Iarăși, este vorba de resurse în cantități mari de sare, care pot să atragă o mică industrie în cadrul comunii. Este vorba de apa geotermală de la Poiana Sărată, care iarăși e vorba de apă minerale. Purerea mișcarea turismului rural. Mă rog, deocamdată. Asta pot să se facă. Da. Mulțumim, doamna Naiman. A spus domnul Bacu Francis, vreau să spun că este incomplet raportul și vreau să adaug, dar s-a spus de către domnul. Da. Păi, rolul arseniților noastre este de a îmbunătăți și materialul. Eu nu mă supăr, domnul Boac are dreptate și toți care veniți cu propune, domnul notează și avea contur definitiv la sfârșitul ședinței. Continuă, domnul Boac. Vreau să dau o replică domnul consilier Budnaru, că dezinformează oamenii. Deci, eu nu eram obligat să... Dacă am fost pus pe listă să fiu consilier, puteam să renunț. Dacă am revenit prin refuzul, prin demisia unui consilier și am revenit consilier, am revenit că a plecat cineva din funcția de consilier. Când am revenit, când am venit viceprimar, am venit la propunerea dumneavoastră, care a fost majoritar, că altfel nu ajungeam. De ce desmințiți? Acum, pentru că vreți să faceți noi reorganizări de partii și de alianțe, trageți în viceprimar. Dar n-are nimic păi, partidul de păi, cum, domnule, hai, dar acum dumneavoastră, domnul primar, dumneavoastră ca președinte al DIS-ului, știți prea bine de ce n-ați intervenit să-i spuneți adevărul lui domnul. Eu nu sunt președintele DIS-ului. Dar dumneavoastră, noi v-am reprezentat. Noi v-am votat. Da. La DIS, noi v-am votat. Am luat cu consimțământul dumneavoastră hotărârea să aducem pubelele aici, ca altfel cetățenii nu se duceau să ia pubele. Nici acum mergem cu ele, vă aduc să vedeți cât au refuzat pubelele. E mai ușor să împărțim pubelele decât să mergem în fiecare zi să adunăm gunoiul după marginea asta. Mai eficace ca să distribuim pubelele. Să știți dumneavoastră că după primele două transporte de pubele, când ați făcut o evidență la nivelul comunei Oituz, ați greșit cu 800 de pubele, l-a spus domnul viceprimar. Și din satelit se vede că e puțin ați comandat pubele. Și când ați refăcut în față cu cei din conducerea Romprest București, a ieșit adevărul greșit cu 800. Eu pot să vă documentez, domnul primar, cu hârtie, prima hârtie care s-a făcut, care nu eu sunt statisticianul aici, l-am luat de la Agricol și să vă arăt cum este aici în primărie o dezordine de nedescris. Nu, când au venit tabelele... Tabelele nu eu le fac, domnul primar, să te informat. Tabelele aveau semnături pentru cei care au primit și cei care nu au primit. Haideți să limităm. Deci ca să putem... limităm această discuție. Dom'le, dacă să vedeți cu minte, eu dacă am făcut, m-a rugat de el, putea oricine să vină să se implice, să împartă pubele. Deci, nu... Eu am o singură întrebare. Ați avut aprobarea Consiliului Local să faceți această treabă? Domnule, eu am avut... Dacă n-ați avut aprobarea Consiliului Local... Dar n-am discutat aici... Domnule, n-am acuzat de niciun ban, domnule. Am discutat aici că aducem cubelele și le împărțim noi. Ce-ți mai vorbiți? Dezmințiți oamenii. Nici acum nu vine oamenii să ia pubelele. Le-am dus la 2 metri și a zis, dacă nu mi-o duce în fața casei, nu o iau. Sau dacă am dus-o pe casă, vă duc oamenii. Foarte bine, dacă îmi plătește dacă eu...
Da, păi atunci foarte bine. Dar nu datoria dumneavoastră. Ia întrebați, domnul Ionel, domnul Valentin, ascultați, domnule, dacă vorbesc, eu nu v-am întrerupt. L-am rugat pe domnul Ionel, care a făcut treabă la Poiana Sărată, pe părintele de la ăsta, de la Hârja, l-am brăgat. Băi, vorbești prostii, cără. Limităm discuția pe marginea materialului. Dar să nu dezmintă, să vadă că oamenii au făcut muncă patriotică în folosul comunității. A făcut treabă. Nu cum spuneți dumneavoastră, așa dezinformați lumea și din cauza asta nu se face treabă în comună. E regulă, mai aveți ceva? Nu, și cu podul, apropo cu podul. Cu podul am adus, că am vorbit, mi-a dat degeaba chesoanele alea ca să le aduc, să le fac și imediat a ieșit un scandal că aveau impresia că eu fac o afacere. Nu, domnule, nu fac o afacere. Și vorbiți despre podul de acolo. E de nu știu când făcut proiectul. E vina mea că n-ați dus la realizare proiectul? Da. Eu am venit cu o formă provizorie să repar podul ăla să nu cadă mașinile acolo și să treacă mașinile să strângă gunoiul. Că vă spun, chiar dacă vorbiți de podul ăla, nu puteți să faceți podul ăla peste ăsta, peste râu, Părău Sărat. Pentru că nu mai are pe unde să treacă mașinile, să strângă gunoiul. Stă, ăla o să dureze până vin aprobări, până îl faceți, durează un an și cea. Rămân blocați, Doamne ferește, de incendiu. Trebuie făcut podul dincolo, întâi la Gălățeanu și după aceea dincolo. Trebuie să și gândiți, nu numai să vorbiți. Că domnul Valentin cum bate vântul, așa. Păi așa e, domnul Valentin. Nu vă ocupați podul de la Gălățeanu. Pentru că nu e atribuțiunea mea, domnule. Este domnul primar dă banii. Eu pot să vin de 7 ori. Noi sunteți ajutorul meu. Da, domnule, ia zi, mi-ați dat atribuțiunea în domeniul respectiv. Domnul vice, v-am rugat. Păi tot m-ați rugat, domnule. Avem un material la ordinea de zi. Eu vă zic că ca să spuneți adevărul, nu minciun. Dacă nu, trecem la alt... Cine mai dorește la raportul primar? Eu. Poftim, domnul. Raportul privitoare economico-sociale a comunității nu e raport. Ne sensibilizează câteva aspecte și e bine că le avem mereu în atenție. Gospodării populații pe sate, avem câteva probleme de colectorii, dar tot aici se spune că în primul trimestru al anului vreți să vorbim, să discutăm întâi? Nu să vorbim, să discutăm prima dată cu școala, să nu mai stat. Și de mediu. Din acest punct de vedere, raportul nu prezintă nimic și era bine dacă ar fi subscriptiune și câteva aspecte despre mediu în comuna cu Iisus. Da. În rest, sigur că vine cu foarte multe date și bine că ne sensibilizează să vedem ce probleme există. Da, mulțumesc. Dacă la raport mai are cineva. Dacă nu mai are nimeni nimic, îngăduiți-mi să spun și eu două vorbe. Ce m-a frapat pe mine în raport este sporul negativ al populației în comuna Uitus. Și ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Avem în 2015 48 de nașteri și 148 de decese. Foarte multe decese, deci populația este extrem de îmbătrânită și în satul Uitus, în toată comuna Uitus, și asta este îngrijorător. Nu știu ce ar trebui să facem, dar probabil că astea sunt măsuri pentru stimularea creșterii populației, pentru stimularea nașterilor, sunt măsuri care ar trebui să vină să stimuleze de la guvern în jos. O altă chestiune care m-a frapat, la cheltuieli materiale în primărie, 274.484 de lei, făcând un calcul la numărul de salariați, a venit în urmă de zile cam 8.577 de cam de salariat. Cam multe de bine. Trebuie verificat, dar consumarele astea se facă în primărie. Nu se mai fac și în altă parte consumarele. Da, dacă nu mai sunt probleme la acest punct, v-aș propune să trecem, să sărim puțin peste ordinea de zi, să trecem la numărul 5 din ordinea de zi. Este vorba de proiectul de hotărâre privind raportul de evaluare a... Nu. Studiu de oportunitate. Nu. Unde Dumnezeu? La 5. Studiu de oportunitate, domnule.
Da, de la Poiana Serată. Cine? Și am să, da, mă uitam în altă parte. Și am să-l rog pe domnul părintele Săvel să își expună un pic punctul de vedere, pe care vă rog să-l ascultați cu atenție și după aceea să facem discuții. Domnule primar, domnule viceprimar, domnule președinte de ședință, domnule consilier, mulțumesc mult pentru că mi-ați permis să mă adresez dumneavoastră și să vă repet din timpul prețios. Am aflat că o să puneți pe ordinea de zi în discuție astăzi un proiect de aprobare a unui studiu de oportunitate pentru lucrări de reparație la școala din satul Poiana Sărată. Și poate nu numai aprobarea unui studiu, ci poate aprobarea unor lucrări la clădirea școlii din satul Poiana Sărată. Și vin să mă mulțumesc pentru că ați continuat demersurile pe care le-ați început anul trecut. În sensul că vă reamintesc că anul trecut ați aprobat lucrări la podul de la Moară, ați aprobat 50.000 pentru instituția căminului din satul Poiana Sărată și o parte din balastrarea drumurilor din sat. Și inițiativa, eu am văzut semnătura domnului primar, nu știu cine a făcut proiectul sau cine a avut inițiativa acestui proiect, era semnătura domnului primar Osoloș. Mulțumesc pentru gândul de a continua lucrările din satul Poiana Sărată, pentru că și satul Poiana Sărată face parte din administrația comunei Oituz. Am venit în mijlocul dumneavoastră încercând să vă captez atenția pentru un proiect cultural inițiat de această dată de către Asociația Sfântul Ilie Poiana Sărată. Nu este un proiect nou, ci este reiterarea unui gând mai vechi, materializat în urmă cu 9 ani, de înființare a unui muzeu a Văii Oituzului. Deci, cei care erau în 2007, colegii dumneavoastră, într-un vot unanim, hotărau înființarea unei secții muzeistice la Poiana, o secție atunci pe care noi încercam să o lipim de Muzeul Carpaților Răsăriteni, pentru că promotorul ideii respective era un fiu al satului, domnul Ciprian Nicolae Vrânceanu, fiu al satului și pe atunci director la Sfântul Gheorghe, dacă nu mă înșel, la Rom Telecom. S-a materializat propunerea respectivă doar prin crearea unei secții în școală, a unei expoziții etnografice deosebite, care cel puțin eu mă mândresc și cred că nu numai eu, și cred că și domniile dumneavoastră care au venit în școală. Și dat fiind că a spus pe ordinea de zi această hotărâre de aprobarea unor lucrări, ne-am gândit, dacă credeți de cuvință ca, eu știu, clădirea respectivă să nu fie, din cunoștințele mele, poate singura clădire din sistemul educațional sau cultural nefuncțională, având doar o grădiniță care funcționează acolo, ci să devină un for de cultură pentru toată zona Oituzului. Despre Oituz, mă iertați, nu știu cât știu despre gospodarii din Oituz, despre oamenii deosebiți care trudesc ca să ridice nivelul acestei comune, nu știu despre tinerii care își rup oasele prin Occident pentru a face ceva. Despre Oituz se știe mai mult despre cei 80.000 de eroi care au căzut pe aceste locuri și care, prin trupurile lor, au ridicat valoarea acestei zone. Și noi, la rândul nostru, suntem chemați ca, eu știu, să nu ne îndigrăm toată jertfa, tot eroismul acestor frați care s-au jertfit pe aceste locuri. Și atunci ne gândeam ca, dacă veți aproba și vă rog să aprobați acest studiu de oportunitate și nu numai, aș vrea ca la acest studiu de oportunitate să concretizați dacă cumva este posibil alocarea unei sume pentru anul acesta. Deci nu doar un studiu. Studiul acesta a mai fost aprobat și în 2015. Aveți o hotărâre dată de domniile noastre în urmă cu mai bine de un an. Nu doar un studiu de oportunitate, ci o hotărâre prin care să alocați o sumă, măcar anul acesta, pentru schimbarea acoperișului,
Pentru că dacă anul acesta ne trebuie vreo 2 metri cub de schimbare a căpriorilor, a grinzilor putrede, la anul, dacă nu se va aloca nicio sumă, va trebui 4 metri cub. Un simplu exemplu. Deci lucrul acesta, de ce îl supun atenției dumneavoastră? Am fost săptămâna aceasta la o întâlnire a grupului de acțiune locală Valea Trotușului, la care colegii dumneavoastră din comuna Mănăstirea Cașin, mă iertați dacă vorbesc mult, o astfel de clădire cum este cea de la Poiana au reușit în comuna Cașin să o facă funcțională, cu o parte expozițională și o parte de ateliere de creație. În sensul că generația mea și poate copiii mei, la un moment dat nu vor ști ce este un covor pe care încă gospodinile noastre îl mai lucrează în gospodăriile particulare. Încă anumiți meșteri mai știu să facă o draniță, să nu trebuiască să aducem. Noi în Poiana am adus de la Timișoara un meșter care să prindă draniță, pentru că n-am găsit pe zonă sau cum era un centru de olărit. Și atunci am putea să facem pe lângă sală expozițională, să facem și un centru practic în care copiii noștri, copiii de la Oituz, cu sprijinul domnilor directori, să vină și într-o sală multifuncțională. Pe de o parte să se vorbească despre rădăcinile acestui neam, iar pe de altă parte să se pune și în practică anumite meșteșuguri care la un moment dat vor fi, eu știu, bune pentru noi cei care avem nevoie de astfel de meșteri. Am pus în fața dumneavoastră un proiect cultural, inițiat, așa cum vă spuneam, de Asociația Sfântul Ilie, în care vă propunem ca pe etajul clădirii școlii din satul Poiana Sărată să avem două săli expoziționale, una dedicată părții de istorie și parte de învățământ educațională, în ideea că anul acesta, așa cum vă spuneam și în decembrie, când m-ați primit în mijlocul dumneavoastră, se împlinesc 100 de ani de la intrarea în Război a României și, cum vă spuneam, la Oituz se vorbește despre eroi și se știe mai puțin despre toți gospodarii acestei comunități. Și dacă veți aproba, poate că sala aceasta chiar se va materializa și cu sprijinul pro bono al asociației și a unor locuitori. Nu este un demers pentru satul Poiana Sărată, ci pentru întreaga comunitate a comunei Oituz. Și poate că lucrul acesta va fi de bun augur ca pe data de 14-15 august, atunci când pe teritoriul comunei vor veni personalități care să încerce să grăiască despre evenimentul de intrare a României în război, să se bucure și de spațiile acestea expoziționale, să se bucure și de o clădire a școlii care are un acoperiș schimbat, dacă credeți că un astfel de demers este bine. Mulțumim, părinte. Mă iertați, încă o secundă. Am adus proiectul cultural și l-am lăsat fiecăruia dintre dumneavoastră. Îl puteți studia, dacă credeți că nu este bine, puteți să veniți cu soluții mult mai bune. Am adus câteva poze făcute de cei din sat vis-a-vis de starea actuală a clădirii, pe de o parte, și cum ar putea arăta clădirea dacă dumneavoastră vă veți trudi ca să se materializeze proiectul de hotărâre pus în discuție astăzi. Realitatea și ce ar putea să ajungă acolo și poate că, eu știu, noi ne gândeam ca proiectul acesta să se integreze într-un concept mai amplu, în sensul că se va alătura demersul pe care l-a făcut parohia la centru de tineri, sprijinit de dumneavoastră în 2015, și întreg complexul acesta să devină unul, pe de o parte, educațional, cultural, pentru că ce cultivăm, asta vom avea, și un centru, eu știu, în care să se grească despre valorile religioase, atât ortodoxe cât și romano-catolice de pe zona aceasta a Oituzului.
Proiectul noi l-am gândit din partea dumneavoastră, nu din partea asociației, deci dumneavoastră ar trebui să fie da, și titularul de proiect ar trebui să fie primăria Oituz. Și școala este încă în subordinea Ministerului Învățământului. Dumneavoastră cunoașteți mult mai bine lucrurile acestea. Este domeniul public al Pământului. Și am încercat să aducem, eu știu, ca parteneri în această colaborare, școlile de pe raza comunei Oituz, eu știu, parohiile ortodoxe, parohia romano-catolică din zonă. Încercăm să facem un demers către, și dumneavoastră veți avea mai mare autoritate, către Consiliul Județean Bacău, în ideea ca, eu știu, nu Muzeul Carpaților Răsăriteni să se implice pentru că este în Ardeal, ci dat fiind că suntem sub administrație moldovenească, ca să zic așa, ar trebui să se implice Consiliul Județean prin, eu știu, Muzeul Iulian Antonescu. Și poate că ar fi, dacă Consiliul Județean va binevoi, poate că, știu, secția aceasta, ca parte a Muzeului Iulian Antonescu, va putea să aibă și un personal de specialitate, nu cum facem acum pro bono, ne ducem și prezentăm ce avem acolo. Vă vedeți că am de cam departe, măi. La Consiliul Județean... Măcar permiteți-ne să visăm. Atât, da. Poate că și a visa e bine că se pot materializa unele. Problema trebuie rezolvată aici, pe plan local. La Consiliul Județean o să ne bucurăm noi prea repede de sprijinul lor. Decât așa, numai în campanie electorală. O parte din problemă o să o prezentăm când vin în campanie electorală. Poate reușim să facem rost de ceva parale. Imediat, domnul. Deci comisia a dat aviz favorabil acestui proiect. Comisia de buget a dat aviz favorabil acestui proiect. Eu aș propune... Vă propun dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să modificăm, să completăm proiectul de hotărâre cu o sumă de bani de 50 sau 60 de mii de lei, care să putem aloca până la 15 august, să preparăm acoperișul acestei clădiri. Restul clădirii va trebui pus în valoare și evaluată valoarea lucrării în funcție de o expertiză care va trebui făcută. O expertiză tehnică care va trebui făcută. Că orice valoare o pune mai este aleatorie. Deci, dacă o să fiți de acord, propunerea mea asta este ca să dăm acum 60.000 de lei, având în vedere că se vor sărbători 100 de ani de la primul război mondial și la Poiana Sărată vor fi festivitățile pentru că acolo se împlinesc 100 de ani, iar primul soldat român acolo a căzut și este mormântat în fața bisericii din Poiana Sărată. Și cimitir internațional. Și cimitir internațional. Cimitirul eroilor de la Poiana Sărată este cimitir internațional. Așa este. Săptămâna viitoare, dacă mi-ați ridicat la fileu astfel de idee, săptămâna viitoare o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se va deplasa în localitatea Oituz la Poiana Sărată. Noi am cerut sprijinul domnului primar în ideea de a fi prezent la participarea respectivă. Ieri am discutat împreună părinții aici la primărie, știm și noi de această vizită de lucru la Oituz. Sigur că voi încerca să merg eu, să vedem ce propun și dumnealor și să revedem deficiențele care le vor constata și acolo. Mulțumim mult pentru sprijin. Majoritatea manifestărilor acolo vor avea. Altcineva, dacă dorești, vă rog. Domnul Ionel, vedea. Dacă la proiectul de hotărâre pe care am înțeles că ați vrea să-l completați, dacă se va putea completa și prinderea în studiu a schimbării tâmplăria clădirii respective, deci doar dacă se poate nota, tâmplăria respectivă are vreo 80 de ani și parte din ea este putredă. Tâmplărie exterioare. Deci dacă tot se gândește... Expertiza care va veni, stabilește. Mulțumesc mult. Domnul Ionel, vă ascult. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin și eu cele prezentate de părintele Stinean în această ședință și să mai adaug anumite lucruri. Proiectul nostru de hotărâre se referă la studiul de oportunitate. E nevoie de un proiect de execuție pentru realizarea lucrărilor. Și mi se pare salutară propunerea lui domnul președinte
de a face în ani diferiți, pentru ca să echilibrăm exact, bugetul. Așa, și să începem cu ce este mai important, cu acoperișul. Toate celelalte lucrări care sunt prevăzute în studiu și ceea ce a mai adăugat părintele astăzi, toate sunt necesare. Și schimbarea tâmplăriei, geamurile și ușile sunt vechi. Școala e făcută în 1926. A trecut timp. E necesar să facem reparații. Acum, partea a doua despre care s-a discutat aici, de a da o destinație și o destinație nobilă acestei construcții, pentru că nu este populată școlară, avem doar acolo o grupă de grădiniță de 12-15 copii, 16 copii. Celelalte săli ale școlii, celelalte săli ale școlii sunt, ca să spunem așa, disponibile, sunt libere. În prezent... Și muzeul s-a plecat. Funcționează o colecție muzeală, pentru că nu putem spune chiar că este un muzeu. Noi, ca să declarăm muzeu, ne-am gândit să ne afiliem, așa s-a gândit în anii care au trecut, în 2007 sau 2008, să ne afiliem la Muzeul Carpaților Răsăriteni, care are sediul Sfântul Gheorghe. Mi se pare mai corect să ne afiliem la județul Bacău și la autoritățile cu care comunicăm mai bine din județul Bacău și să fie patronat acest muzeu acolo. Ca să fie muzeu, nu vreau să intru în teorie, trebuie să aibă trei insecții. Acum eu nu vreau să vă întreb. Petrografie, etnografie și... În momentul când am reușit și am rezolvat-o, o să-i găsim destinație categoric. Da. Destinația... Nu le stabilim acum. Da, destinația este nobilă ca să facem un muzeu acolo. Da, da. Mai cu seamă, vreau eu să mai adaug treaba asta, în Comuna Oituz există mai multe colecții muzeale, care sunt împrăștiate, nu sunt unificate într-un singur spațiu sau într-o singură instituție culturală, dacă va deveni muzeu, într-adevăr așa va fi. Ar trebui unificate toate și știu eu cine va putea să se ocupe de treaba asta. Foarte multe materiale le deține Danța Kaiter. Mai sunt alte materiale la toate școlile din comună. Există materiale de tipul ăsta și mai avem și lucruri de făcut de cercetări. Vechea vatră a satului, care are chiar origini neolitice, din antichitatea timpurie. Acolo, la fermă, unde exista și o bisericuță, nu s-au făcut cercetări, nu este bine cercetată zona aia, unele materiale se află în colecții particulare, până la casă oamenilor, cu un apel serios, am putea să le adunăm pe toate și să le prezentăm într-un muzeu unde are acces la toată lumea. Mulțumesc, domnule. Atât mulțumesc și eu. Domnul Apostol, vă rog. Scuzați. Domnul președinte, situația învățământului Comuna Oituz trebuie să ne analizăm cu maximă responsabilitate. Să nu mă înțelegeți greșit ca și împotriva ce zic proiect sau să renovăm școala la poate sărată. Deci de cum? Pentru că știm toți cum arată școala. Dar să ne gândim că avem școală la marginea care nu are grup sanitar și avem un număr mult mai mare de copii la grădiniță. Școala peste mare care nu are grup sanitar. Are grup sanitar. La școală la marginea din 2012 există un proiect care necesita 40.000 de lei, construirea unui pod de acces în curtea școlii, care nici în ziua de azi nu este făcut. Adică, zic că trebuie să ne gândim, să analizăm situația învățământului cu responsabilitate. Eu vă propun ca să inițiem rapid două proiecte de hotărâre pentru cele două școli. Corect. Săptămâna viitoare să facem o ședință extraordinară, să le aprobăm. Și banii necesari a două grupuri sanitare la cele două școli găsim în tot bugetul ăsta al nostru, fără să afectăm cei 60.000 de lei pentru poiana sărată pentru o veritoare. Adică se poate face și una și alta. Și toată vacanța asta neapărat trebuie să ne ocupăm ca aceste două grupuri sanitare să fie puse în funcțiune. Bun. Nu numai, să fie puse în funcțiune. Mulțumesc, domnul Boacă. Școala la Poiana se arată dezastruos ca aspect și toți care trec văd ce frumoasă este biserica și celelalte clădiri din zonă, numai școala este așa cum este.
Este rușinea noastră a Consiliului Local la Comune și trebuie v-am. Deci în momentul în care îi facem acoperișul, putem apune acolo așa o chestie, șantier în construcție sau ceva de genul ăsta, care să creeze imaginea că, că în continuare ea va suferi reparații necesare. Da, domnul Boacă, vă ascultăm. Ca o primă observație, dacă în 2016 noi facem observații că nu avem grupuri sociale la școală, atunci direct nu mai are rost să discutăm. Însă, haideți să revenim la devizul general. Pentru sunt de acord cu execuția lucrării respective. Vă rog. Haideți să-l ascultăm. Așa. Sunt de acord cu execuția lucrării respective. Și pentru că, într-adevăr, suma propusă de 3 miliarde să fie cheltuită pentru reparație și nu pentru hârtii, așa, vă rog să revizuiți capitolul. Vă rog să revizuiți capitolul 3.5 la consultanță, unde este prevăzută suma de 43 de milioane de lei vechi. Vă rog să revizuiți capitolul 3.6, unde este prevăzută suma de 87 de milioane lei vechi. Vă rog să revizuiți capitolul 5.3, unde la cercel diverse domne și neprevăzute, au prevăzut 20%, parcă ar construi avioane și nu știe cum să comportă în funcționare. Și a băgat aici suma de 370 de milioane de lei. Sunt pentru deficiențe ascunse, domnul Mac. Da, da. Clădirea, școala aia a fost construită, știți cum am pățit cu biserica. Școala aia a fost construită sub un anumit calcul de rezistență. La vremea aceea nu se mergea așa de tare pe șosea și nu erau atâtea mijloace de transport. Acum trepidația, și dar să știți ce înseamnă trepidația la o clădire. Domnul, n-a fost trepidată și trebuie să știe. Dar referitor la ceea ce spuneți dumneavoastră, lăsați-mă să da, vă rog. Referitor la ceea ce ziceți dumneavoastră, v-am zis dumneavoastră, trebuie pentru reparații, dar nu pentru hârtii. El în momentul în care a prevăzut suma de 3 miliarde, el a făcut o listă de lucrări. Așa, a avut o documentație, cred că are școala o documentație tehnică. Deci trebuia să ridică. Păi tocmai când este, de asta am propus. De asta am propus o expertiză tehnică, că nu are. Nu are. Suma care a fost prevăzută a fost prevăzută aleatorie. Nu putem vorbi. Așa cred. Dar de ce vii mai trebuie să fie aleatorie? Să spune, băi, indivizi estimativ, sau mă rog, dă-i altă de lumii. Probabil ar trebui să se atragă atenția la ceva. Așa cum proiect expertiză, nu proiect de vreo. Domnul, am lucrat asta în domeniu și știu ce e la deviz general, ce e la deviz de execuție, știu ce e la stadiu fizic realizat. Da, domnul Boacă, dar locuiți în Oituz și nu știți că la școala pe margine și la școala festivale sunt grupuri sanitare, nu sociale, dar ele nu mai corespund, se trebuie modernizate. Ele au avut un sens să se facă nevoile, dar nu mai corespund. Grupurile sanitare care indicare pomenit urmează la cele două școli era valabil pentru anul 1950, nu pentru 2016. Și acum suntem în 2016. Da, da. După 66 de ani, ne-am trezit noi acum. Exact. E bine că ne-am trezit. S-a văzut în fiecare an de chestia asta, domnul Costru. Dar vă rog, am stabilit că nu ne contrazice. Domnul Bacă, mai aveți ceva? Mulțumesc, domnul Putnaru Valentin, imediat domnul Vice, și vreau. Domnul consilier, văzând proiectul inițiat și făcut, nu știu, văd că inițiat Osul Oșion, primarul Comunii Oituz, eu nu prea sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Și o să vă spun și motivele care nu sunt. Spunând că a murit primul soldat la Poiana Sărată, după părintele Vitir, acum vreo 2 ani de zile, ne-a mai dat o replică oituzenilor, care a spus că noi am adunat oasele de pe dealuri și le-am dus undeva la biserică și ne-a declarat comună ca erocolă. Greșit. Au murit în comuna Oituz, mai mult și domnul apostol, te rog. Au murit în comuna Oituz o grămadă de soldați. 20.000 de soldați. Avem școală și în comuna Oituz, care putem să o reabilităm și să o facem muzeu. Avem. Mie se pare ceva cu totul dus întors cu acest proiect de hotărâre. Mi se pare ceva cu duș în toți. Cerim acoperișul, cerim cu tare. Eu vreau să vă spun că și cetățenii Comunii Oituz poate să beneficieze de un muzeu. Nu numai neapărat la Poiana Sărată. La Poiana Sărată pare mi-e și că parohiile și preoții și la Hârja se implică prea mult în chestiile astea. Eu chiar am mai spus domnului părintele și de la... Preotul catolic din Comuna Oituz nu l-am văzut odată într-o ședință timp de 4 ani să cerșească nimic de la această primărie. N-a venit niciodată aici. Am făcut 2 proiecte de hotărâri pentru Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să facem
două parcări, să aibă lumea să vină la biserică. N-am fost de acord Consiliul Local că a făcut proiectul hotărârii Butnarul Valentin. Asta am făcut proiectul hotărârii... Sunt aprobate. Domnul meu, sunt degeaba sunt aprobate. Dacă nu sunt aplicate. Am făcut atâtea proiecte și am spus. Nu știu de ce dăm cu dus... Dar e plas că vă întrerup, domnul Buda. Ei sunt și finanțate în buget. Da, au bani de domnul, buget. Și am spus că e o lege care spune clar. Proiectul de hotărâre care este inițiat și este derulat. Hai să terminăm parcarea la Biserica Ortodoxă, să terminăm parcarea la Biserica de la Catolică și după aia vedem cum stăm cu banii, să facem și veceurile la școala de festival, că fac la Oriță copii în ziua de astăzi. La Oriță. Și lasă în satul marginea. Și după aceea să mai dăm 500 de milioane. De câte știu eu, la Hârja am dat și școlile. Am dat tot, i-am dat acolo. S-a făcut un ordinar. Să duc bătrâni acolo. Nu știu cum ia. Am spus atunci, am pus punctul de vedere. Și am spus să fie cetățenii Comunei Oitul, să fie primiți și cu o pensie mai mică. Aud din la urechea mea că și acolo la Păină se arată până la urmă tot un așa ceva se face. Așezământ pentru bătrâni. Schimbăm acoperișul și eu sunt de acord, am fost cu comisia la fața locului și am văzut acoperișul. Este tabla stricată la dolii, mai sunt vreo câteva țigări spate, reparăm acel acoperiș să nu se dărâme. Și după aia când vine expertiza, să-i dăm drumul la o lucrare care da. Nu ne apucăm să dăm acum, păi vedeți dumneavoastră ce spune și cât spune domnul secretar, 3 miliarde. 69 de mii. Păi da, 67 de mii de euro. Gândiți-vă oameni buni, că ăștia-s bani care se aruncă așa, păi dar nu facem nimic în comuna asta noastră. Mergem în noroi până la gât, și în piață, și pe drum, și pe festivale, și pe margine, și peste tot, și dăm totul la Faina Sărată. Eu, cu părere de loc, părintele, aici, implicarea în politică și venirea prea de multe ori la ședință, spune ceva și nu-mi place. Mai avem și bisericile astea care trebuie terminate. Asta trebuie placată, trebuie făcută, trebuie parcarea făcută. Și la noi, la catolici, că eu sunt catolic, creștin catolic și vreau parcarea în fața bisericii aprobată de atâția ani, nu se demarează lucrarea. Și acum dăm 67.000 de euro acolo, oameni buni. Nu. Domnul, am înțeles că ce spune în proiectul. Dacă proiectul se aprobă... Nu, pentru acoperișul. Dacă proiectul ăsta se aprobă... Completarea. Eu asta vreau să spun. Așa că să lăsăm pentru un ședință, să analizăm, să vedem care e problema, că eu nu sunt de acord cu așa ceva. Domnul vice, vă ascultăm. Da, apropo de acest proiect, în primul rând vreau să vă comunic că școala s-a deteriorat datorită faptului că odată când s-a făcut o reparație, s-a plătit toate lucrările, dar burlanele nu s-au pus. Burlanele și-a pus în de ani de zile în pod și dacă se fac lucrări așa, le dăm numai pe oi frumoși, nu s-a făcut în mandatul, numai de mult. Dacă analizați și vă duceți, dacă domnul Valentin s-a dus în pod, zice că s-a dus și a analizat, a văzut burlanele sus în pod. Dar nu știu la ce trebuie burlane. Burlane știu că păi e să cum? Burlanele sunt... Burlane se cheamă uluce, domnule, și uluce și burlan. Ulucul e uluc și burlane e burlan. Păi burlanele sunt alea pe care curge în loc, da? Vedeți? Deci ca să vedeți că vorbește numai din auzite. Vorbește din auzite. A fost acolo, domnule Ieget, a fost păi cu mine acolo. Da. Domnul Boacă, ai fost cu mine la urmă. Și sunt uluce și burlane în pod, domnul? Sunt uluce și burlane în pod? Sunt. Nu, sunt în pod sus. Deci ar fi foarte ușor să facem o reparație. În primul rând, vorbim aici, nu de acum, că am alocat 50.000 de lei de acum 2 ani sau cu 3 ani. Așa. 2015. S-au alocat banii, nu s-au dat. Eu zic că cel mai ușor ar fi să facem, să aprobăm, să facem ca reparație, mult mai simplu, putem da direct banii, îi aprobăm la școală, îi punem cu direct, cu destinație, să nu se ducă banii dintr-o parte în alta și începem ușor. Începem cu acoperișul, după ce terminăm acoperișul, peste un timp facem iară cu etajul 1 și tot așa mergem și terminăm într-un an jumate, terminăm lucrarea. Mult mai simplu și mult mai eficient. Asta este părerea mea. Că degeaba discutăm o mie, cheltuim banii pe proiecte și pe ăsta. Da? Da. Și zic să aveți în vedere și treaba asta. Uluce burlane ar fi. Și domnul Gogu când a fost acolo știe, a văzut câteva se pun câteva grinzi. Rămâne tot că țigla... Deci școala nu trebuie să schimbăm acoperișul. Țigla este foarte bună, trebuie înlocuită, reparatul lucii, pus ăsta și cum a spus domnul Lupică,
boli și dat pe afară cu ăsta, deci nu necesită mai mult de 50-60 de mii de lei, nu 310 cât s-a prins în, în material. Acoperișul țiglă este foarte, foarte bună. Foarte bună, deci nu mai trebuie schimbat, acolo la fața locului, nu să schimb cu altceva. Da, mulțumesc domnul Ghet. Domnul Osoruș. Deci propunerea... Domnul președinte. Cât a spus dumneavoastră, 50-60 de mii de lei. Aș vrea să reiau proiectul de hotărâre care l-am aprobat în 2007. De ce mai trebuie să aprobăm acum? 2007. Care e proiectul de hotărâre? Proiectul de hotărâre... Este aprobat un proiect de hotărâre, da, în 2007. 2007 pentru muzeu, la Poiana Sărată. 50 de mii de lei. Știți de ce vă spun? Da. Pentru că nu din cauza asta s-a că nu ne-am afiliat la Carpații Răsărite. S-a venit de la București, de la Bacău, de unde s-a venit, face muzeu pe țara Hârje. Între timp vine un domn deputat, când s-a sfințit clădirea la Hârja, domnul părinte, poate a fost și domnul lui, și un domn deputat pe scenă a zis, domnule, muzeul la Oitus se va face când o să facem autostrada Bacău, te-am învățat ce înseamnă un mausoleu și un muzeu. E diferență. Da. Tu... N-ai unde să nu te bași, nu? Deci ce aprobăm noi astăzi, tot la fel va fi cum a fost în 2007. Nu se va face nimic. Exact. Dar înțeles, domnul Valentin? Așa. Cu capul mare și cum bate vântul, așa e și... Altcineva, dacă mai are ceva de spus. Eu nu mă piș contra vânt. Întotdeauna, nu cred odată. Invitații nu pot să vorbească, că e un punct la ordinea de zi. Da. Mai vorbești unul. Nu puteți vorbi. La sfârșit. Ei, asta a fost la Parlamentul României. Da. Și îl fără bani. Dacă, cât copii să lași stați, doamne, neștite, că aveți cu vântul. Da, da, e când tot faci mă cer. Ăsta e cer fără bani. Eu am terminat, domnul. Da, mulțumesc, domnul Oprea, poftiți. După cum știm cu toții, anul acesta se va sărbători 100 de ani de la începerea primului război mondial. Lăsați puțin deschis. Se vor face cu această ocazie să referă la Comuna Oitus. În sensul că asemenea activități nu se vor face la Bărășești, pentru că acolo au fost lupte din 1917. Deci activitatea aceasta, dacă ia amploare națională, va fi în Comuna Oituz, cu eclanșarea primului război mondial în Comuna Oituz, noaptea de 14-15 august 1916. Din acest punct de vedere, sunt două probleme care s-au discutat aici. În primul rând, reabilitarea clădirii școlii din satul Poiana Sărată. Ne gândim la aspectul acesta că va fi foarte multă lume și dacă se uită la clădire așa cum este, acum ne facem de râs, domnilor. Propunerea care s-a făcut aici, ca să facem și să amăgim lumea un pic, să avem și construcția acolo, reparații, nu știu ce, cu niște panouri, dacă nu putem să facem, să reabilităm toată clădirea, este bine gândită treaba. Este bine gândită aspectul acesta. S-a mai ridicat problema aici a muzeului din satul Poiana Sărată. Eu am intrat azi dimineață, am văzut materialul. Sigur că a face un muzeu incumbă foarte multe probleme. Dar a face o secție a unui muzeu deja aprobat
cum este Muzeul de Istorie, Județean de Istorie din Bacău, sau alt muzeu care este acreditat de noastră, devină secție a muzeului respectiv din Comuna Oituz, este foarte bine. Așa trebuie, cred că așa trebuie gândit aspectul acesta. Apoi, în ceea ce s-a prezentat în proiectul acesta de hotărâre pe care nu-l punem la înțeles la ordinea de zi, nu punem aprobării, dar aici, în preambul, sunt niște inadvertențe acolo și trebuie să ne gândim foarte bine când propunem ceva și facem un material prin care să arătăm importanța și necesitatea acestor activități, pentru că se specifică acolo în preambul, distanța aceasta se referă la toată Valea Oituzului, nu sunt 7 sate, sunt 8 sate pe Valea Oituzului, acolo Valea Oituzului, pentru că este și Bocănești, cu cele două sate. Sau 7 sate, nu știu. Eu pot să aduc ca lăutar în timpul lucrurilor. Nu, nu, nu. Dacă ne referim la problema Văii Oituzului, așa spune, da? Un muzeistic al Văii Oituzului. Și o altă dată, nu știu de unde s-a scos, numărul acela de 100.000 de morți în primul război mondial pe Valea Oituzului. Ați făcut monografia comunei Oituz. Monografia comunei Oituz. Ați trecut acolo. Da, mulțumesc. Dacă mai are cineva de făcut discuții pe marginea acestui material. Domnule, putea transforma căminul cultural în muzeu, să fie în comunul Oituz, să facem un cămin cultural. Și nu se reabilităm. Nu-l demonăm, îl facem muzeu. E o clădire veche a comunii Oituz și să declarăm muzeu aici la cămin și cu banii 3 miliarde care îi spune că zidăm acolo, facem un cămin cultural nou. Că avem și spațiu, avem și unul. Deci eu mi-am spus propunere, că... Haideți să lămurim lucrurile. Trebuie să prevedem pentru perioada următoare niște activități în care să scoată în evidență și Comuna Oituz, care nu stește în evidență de niciun fel. Singurile aminte că femeile au făcut o răscoală, au jos la bâtcă. Eu am participat, eram copil și am participat la acea răscoală. A fost singurul eveniment important în Comuna Oituz. Ar trebui să scoatem în evidență lucruri care ne privesc. Toată lumea își promovează localitățile unde stă. Le promovează într-un fel sau altul. N-am promovat-o în niciun fel. Este vorba despre promovarea comunității noastre. Am făcut o propunere cu cei 50 sau 60 de mii de lei care vreți să iei așa, să reparăm acoperișul. Dacă sunteți de acord, bine, dacă nu, urmează ca celelalte elemente să fie stabilite de expertiza tehnică și să fie stabilită și suma. Expertul tehnic care vine stabilește și face un devis. Trebuie făcut și asta, trebuie turnat stâlpul la colțuri, trebuie umblat la fundație, trebuie știu ce mai trebuie, mai stabilește el acolo. Că o să stabilească niște lucruri. Și în condițiile astea putem să-i dăm drumul, așa, dacă tot ne contrazicem și tot. N-are niciun, dar nu amestecăm banii de aici cu banii pentru cele două școli, pentru cele două grupuri sanitare. N-au nicio legătură. Absolut nicio legătură n-au. Înțelegeți? Deci, eu așa văd lucrurile. Dacă dumneavoastră le vedeți altfel, eu, singura modalitate de a hotărâ este vot. Domnul Rupică, dacă noi facem acoperișul, mă scuzați că mă întrerupeam, și vine expertul și spune clădirea nu se poate, a spus acoperișul degeaba. Investim bani în acoperiș, după aia vine spune că nu ține, reparăm. Cu 500 de milioane, mă scuzați, 50.
50. Nu? Nu sunt 500 de milioane de lei. Păi, oameni buni, dacă i-am schimbat structura la acoperiș, vine expertul și spune, nu, clădirea asta nu ține. Vă țin cum am pățit cu căminul cultural. Ce poți să pui mai mult, domnul constructor? Și atunci, de ce investim bani acolo? Ce poți să pui mai greu decât țigla? Poți să pui altceva mai greu? Poți să pui mai ușor? Fundații, consolidare, da, păi, dar nu trebuie să o iei de la bază. O luăm de la vârfă? Clădirea mea să proiectul aprobăm în momentul când vine expertul. Haideți ca să încheiem discuția. Deci sunt două modalități de a vota. În forma în care a fost prevăzut plus proiectul și în forma în care s-a propus cu cei 60.000 de lei. Reparația acoperișului. Eu supun la vot în prima formă. Cine este pentru? Reparația acoperișului. Nu, în prima formă. În forma inițială. Cum e proiect. Da. Cine este de acord pentru reparația acoperișului? Da. Mulțumesc. Haideți că avem un invitat care vrea să spună două vorbe. Poftiți, domnul Marius, haideți. În legătură cu acoperișul școlii, e păcat să dea 60.000 de lei și să peticim acoperișul. Problema, cred că s-ar putea rezolva mult mai ușor. Compostul Sărat după Iana Sărată deține 1.000 de hectare de păduri, da? Băi, eu nu cred că n-ar putea să aloce 15 metri cub de buștean, da? Debitarea se poate face gratuit. Știu eu pe cineva care poate să o facă gratuit și cu diferența și cu banii care sunt, se poate cumpăra tabla și să face acoperișul unor nouți. Mai sunt date firme noi duți care ar putea face voluntariat, nu-i neapărat o firmă, dar să dea 2-3 oameni timp de o săptămână și acoperișul să face și nou și bun. Și ușor. Cu banii ăștia. Eu cred că ar fi o idee de luat în calcul. La banii care erau la școală. Să cheltui 50-60.000 de lei și doar să pui două doli și două țigli. E o idee, o să văd în calcul. Da, și să faci un acoperiș nou-nuț. E foarte bine așa. Mulțumim, domnul Marius. Mai avem un invitat care vrea să spună foarte scurt, da, Ioane, ia să auzim ce. Eu ce vreau să spun. Ați discutat despre apă, adică să se acordeze la apă. Da. Ați discutat pentru WC-uri, să se facă WC-urile. Corect. Da, apa aia, unde se scurge? Aveți canalizarea ca să duc acolo, unde s-a făcut. Aici e toată treaba. Păi nu prea o avem. Păi aici e toată treaba. Dacă nu-i canalizarea, să se ducă degeaba făcutele. Ce aveți să face? Să se face niște haznale, care muncezi niște bani, aiurea, care se poate băga tot la canalizare, ca să ducă acolo, ca să iasă treaba bună. Altfel nu va ieși bună. Că adică mă racordez pe mine la apă. M-ai racordat, îmi ieși și banii. Dar eu apa unde o dau? Rezidurile. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Păi nu e așa? Dar proiectul de canalizare în primă fază a fost făcut așa cum a fost făcut. Păi, a cuprins numai o parte din sat. Motivele le știm. Și astea sunt. Canalizarea în comuna Oituz va trebui reproiectată și lucrarea prelungită în o perioadă de 2-3 ani ca să preia absolut de la fiecare cetățean. E vorba de 4.000 de locuințe care trebuie acordate la canalizare. Să sperăm că după alegerile din iunie acum se vor îmbunătăți lucrurile și se vor face multe lucruri bune în comuna Oituz. Eu așa sper. O altă treabă, domnul primar aici, domnul viceprimar aici. Când începem podul? Asta vreau eu. Când începem podul? Pe luna iunie începem podul. După la alegeri. E așa dumneavoastră? Bravo. Păi nu, e târziu. Asta e de ce? E târziu. Dânsul spunea. E târziu. Dacă luna, dacă... Eu am înțeles. Eu am înțeles, dar e târziu. E târziu. Eu cam atât am avut discuții. Mulțumesc, Ioane. Ia loc. Da. Spuneți-le oamenilor, dacă i-a schemat, spuneți adevărul, că nu s-a demarat nimic. Cine i-a chemat? Mi-a sunat răspunderea că eu am pus apiși și am chemat oamenii. V-ați documentat, spuneți adevărul. S-a făcut ceva. I-a schemat? Dacă vreți să vă dau răspunsul, domnul Nici. Păi nu mie, oamenii. La oamenii le dau răspuns așa. În comuna Oituz există o primărie. Avem primar și viceprimar. Primarul e pisica, vicele e șoarece. Mă scuzați că vă fac comparația. Dumneavoastră cu primarul nu vă mai înțelegeți. Comuna suferă. Oamenii din satul festivalului suferă.
De ce nu dăm drumul la pod, la pod în luna iunie? Doamne, dar ce să, primar, ce să dau la oameni? A dat domnul primar, a dat în luna iunie. Nu, este un răspuns clar. E clar, în luna iunie am spus eu. A spus domnul primar. Domnul vice când spune că va începe podul? Domnul vice. Dacă nu se face, ce? Nu mai găsit. Dar ce putem noi să ne facem? Păi, pe ce se facă? Ce putem să ne facem aici? Păi, pare. Domnul vice, cum ați luat inițiativa cu domnul Meran, luați inițiativa cu podul și începe podul. Da, domnule, am discutat aici la ședința ulterioară, anterioară, și cu domnul Pică și, și fără tine erau alții, am vorbit să vină un reprezentant de la Bacău ca să putem să luăm noi hotărâri. Noi am luat hotărâri, ajunge la domnul primar și acolo stopează. Domnul și tot dați primar, vin, ședința și dați vin, lipsit și dumneavoastră. Și că dacă am lipsit la o ședință, hotărârea putea să meargă. S-a hotărât în ședința și domnul primar, n-a fost domnul. Haideți vina de acum de 7 ani, dați vina acum. Haideți să țin la o ședință. Dumneavoastră nu vreți. De ce n-ați dat drumul? 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 Pentru că vicele primar n-a venit la ședință. Zi adevărul la oameni, nu-i mai mințit. N-a băgat, domnule, niciun proiect. Noi nu-i nicio aprobare. Am vorbit să facem proiect domnul primar și cu domnul Bâscă. Și să aprobă banul. Eu n-am. Tu știi ce atribuțiune are viceprimarul? Cere de la domnul să facă propagandă din luna ianuarie. Vi se pare, vi se pare vouă? Vi se pare că faceți asociere și nu mi se pare la nimeni nimic. Vreți șolam? Domnul Butaru! E nevoie să ridic vocea? Există o posibilitate ca să rezolvăm problema. V-am spus că am venit după mine cu legea. Probabil că sunt printre puținii care mă ocup și de lege. La articolul 69 spune clar, cel care nu vrea să se preocupe de problemele societății poate fi suspendat, se poate face revocare, se face o hotărâre de Consiliu, se dă atribuțiunile celuilalt și se trece la treabă. Dacă domnul primar nu va da drumul la documente ca să intrăm în posesia terenului pentru rezolvarea podului, până la data de 1 iunie când să începem lucrările, atunci îl putem revoca din funcție și trebuie să facem treaba. Nu se mai poate. Există. V-am spus, există această prevedere legală, se poate apela la ea și putem face treaba. Iunie, domnul, nu se poate. Oricum, atunci vine un primar, ori domnul primar, ori... Da, domnul, dar dacă îl revocăm, să-l lasă și cu niște sancțiuni. Păi da, nu, domnul, nu revocăm așa de ochi frumoși. Eu am venit la dumneavoastră și am discutat problema asta ca să începem podul, am venit și am discutat amândoi și am discutat și modalități. Am vorbit și a rămas toate proiectele. Domnul vice, eu m-am săturat să tot găsesc modalități, să aduc legea, să spun ce este legal, să facă, să face și după aceea ceilalți să duc în stat și zice, noi am rezolvat. Nu e adevărat, domnul Lupu. Așa este. Când au venit inundațiile la Behăzmar, ca să vă spun acum, nimeni nu avem bani, nu putem ajuta oamenii. Am venit și am spus, luăm bani de aici, putem ajuta, asta e prevederea legală. Oamenii au fost ajutați și a doua zi, cine s-a dus până s-a dus? Eu am rezolvat problema, aduceți cerere la mine. Pe mine nu mă interesează chestia asta. Eu sunt om al satului și fac cu sufletul, să știți. Fac cu sufletul. Problema este că trebuie să facem ceva și să lăsăm intrigele astea, să punem mâna să facem ceva. Campania electorală își face toată lumea. Oamenii săraci nu știu, n-au fost niciodată informație. Dar ia să-i chemăm să le informăm și să le spunem ce se întâmplă. Să vedeți că ne-am luat pe hoc cu hoc, cum a zis femeia asta când a ieșit, să vă fie rușine. Asta ne-a transmis când a ieșit. Nu, vă dau dracul în prima dată. Băi, mă rog, ceva, n-am auzit. Gata, trecem vă rog la punctul următor. Aprobarea contului de încheiere exercițiului bugetar pe 2015 și a situațiilor financiare a unității administrative teritoriale cu numărul autorului de Bacău. Mulțumim, părinte! Mulțumim mult pentru că m-ați ascultat. Sănătate multă! Iertare dacă suntem cerșetori, așa ne-am născut. Nu, nu, nu e nimic cerșetor. Domnul coleg n-a venit să cerșească, e adevărat, dar a primit vreo 10 minute. Părinte, vă dau eu un sfat, stați mai un pic mai liniștit. A stat în ultima bancă, ce i-a parlamentarii de leau, să nu ia preoții din comuna Uituz. Așteptăm ce să facă. Prea multe implicații pe dumneavoastră. A stat în ultima bancă și n-a ajuns la el. Vă dă domnul Bode, că eu și așa are bani mulți, vă dă eu și așa. Măi, de ce ți-e ciudă că am, am. Foarte ciudă mie. Dacă am fost de șteaptă, am altă, nu e câștigat ce știi. Domnul Bode, te-a dat și la câștigat. Dar tu de ce stai pe anul nou? Vă rog, vă rog, vă rog.
Eu iau hotărârea și suspend ședința, dacă nu vreți să înțelegeți, să fim civilizați și ne respectăm. Care e cea la care mă reiectez? Bine, i-a dus să mă dau de afară. Domnul Roșca, haideți cu mine la casă. Dar la ce să mă duc dacă banii mi-au luat? Ai văzut că foarte Mihai, a zis că om de nou, iar un gândim altă stafă, pichea, iar un gândim. A zis, Mihai, poate că îl omoară oamenii, dacă, și dacă mă omoară ce fac, că dacă te omoară, îl mor. V-am spus, domnilor, v-am rugat, trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Și l-am citit. Aveți, deci există raportul Comisiei de Buget Finanțe, este dat raportul de avizare, a aprobat execuția bugetară de 2015, dacă aveți probleme. N-aveți. Să pun la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Aprobarea, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Oitus pe 2016 rectificat. Este vorba de 97.000 de lei care au venit din TVA pentru plata restanțelor la profesori și la școli. Probleme dacă sunt. Comisia a dat aviz favorabil. Mulțumesc în unanimitate, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate desfășurării adunărilor publice. Eu am o observație, domnul Bunaru, mă iertați că iau împotriva dumneavoastră. Da? Aș dori să prindem un proiect de hotărâre și piațeta asta din fața primăriei, pentru că o adunare publică făcută în prunt, la piață, nu mai știu unde, dacă era bună să o pună și pe în fundul Buciașului, sau cum se cheamă așa. Deci aici, pentru că aici e administrația publică locală. Și v-aș propune să o trecem în proiectul de hotărâre. Dacă nu mai sunt comentarii, nu, eram cu acest lucru. Supun la vot. Deci piațeta din fața primăriei să pot ține adunări publice, pentru că aici e administrația publică și aici trebuie să răspundă la adunările publice. Dacă nu sunt probleme, spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă. Unanimitate, domnul secretar. Trecem la 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general primarului Comunei Oituz în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Oituz în fața instanțelor judecătoriști. Probleme dacă sunt la acest mandat. Să accepte, domnul primar. Ei, dacă din moment ce e proiect de hotărâre, trebuie să accepte, că dacă îl votăm, îl obligăm. Da. Nu sunt probleme, da? Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, domnul primar, ai fost votabil. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Comunei Oituz. Domnul președinte, aveți cuvântul. Am dat aviz la acest proiect. E vorba de terenurile astea care s-au identificat și nu erau prins în... Și de ce le trecem în domeniul privat? Asta trebuie să explicați. Au fost identificate? Ele trebuie să trecute în domeniul public. De ce le treceți în privat? Mi sunt concesionate în parte. Dintre ele sunt concesionate, n-ați citit materialul, sunt concesionate, sunt luate în chiriat. Trebuie trecute. Eu vreau să aud că părerea președintelui comisiei. Părerea președintelui trebuie să trecute, nu le puteți în chiriat. Da, e regulă. Aici vedem 9 terenuri concesionate, mi se pare că un singur teren este concesionat, celelalte sunt concesionate. Vă rog frumos să aduceți pe cineva de la funcționar să spună la fiecare cine este cel care a concesionat terenurile și care este motivul de se trece din domeniul public în domeniul privat. Aici vedem o lege prin care se arată așa. Toate terenurile din domeniul public se concesionează pentru persoane care să poată construi, de exemplu, clădiri pentru interesul comunei, să facă locuri de muncă și așa mai departe. Și pentru interesul personal. Da. Primul pas pentru a se vinde un teren direct de către primărie, fără ca să se mai ia acordul nimănui, este de a trece din domeniul public în domeniul privat.
Cine este interesat de acest lucru pentru aceste terenuri? Vreau frumos, domnul primar, să-mi răspundeți că este de dumneavoastră. Nu este, este evidența oare doamna Naiman care este în concediu medical și astăzi și mâine. Atunci amână. Atunci amână hotărârea și mâine plecat la partea opoziției. Domnul președinte, dacă pot să dau un răspuns ce înseamnă cu terenul ăsta ce are interes să-l dea? N-am cum să-l dea, eu pot să-i spun. De exemplu, la moară, domnul viceprimar, fără aprobarea Consiliului Local, i-a dat doamna Letiția să facă un parc de joacă la copii. Este că ăsta e interesul. Domnul Valentine, foarte la fruta pe posterior. Bioschi, foarte pentru că este totuși, aici este totuși o problemă. Dacă ele au fost identificate de abia acum, acum au fost concesionate. Dar nu sunt toate concesionate. Asta este una din probleme. Deci dacă ele au fost de-abia acum identificate, cum au fost concesionate? Și va deveni un precedent, pentru că toți cei care au concesionat o să vină și o să ceară, domnule, am concesionat terenul, cum ați dat ducutare, vă rog frumos să-mi dați și mie. Cred că nu este corect ca primăria să-ți vândă terenurile comunei, iar oamenii să nu știe de lucrul acesta. Printr-un tip, zic eu, ca să se treacă mai întâi terenurile din domeniul public în domeniul privat și astfel să fie foarte ușor de a da de către și următoarea primărie... întrebare care o am la identificare, nu trebuie să obligatoriu trecuse în domeniul public? Am spus asta. Și mă gândeam că ele au fost concesionate fără să fie identificate. Nu se poate. Asta era și... Fără cadastru și fără rând, nu concesionez, domnul. Dar nu s-a dat cei care au construcții de loc nu o să meargă cu concesiune. Trebuie să-l cumpere odată, că a investit niște bani acolo. Domnul primar, ce vă spuneți dumneavoastră? Deci eu am citit legea și scrie că legea... Citiți dumneavoastră, uitați aici. Terenurile aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz și de interes public. Pe când, dacă dumneavoastră treceți din domeniul public în domeniul privat, zice așa, atribuțiile Consiliului Local sunt, dacă se aprobă, deci administrarea domeniului public și privat al comunei sau, stați așa, care prevede că atribuția Consiliului Local administrarea domeniului public și privat. Deci dacă Consiliul aprobă acest lucru să se treacă din domeniul public în domeniul privat, primăria poate oricând să atribuie direct persoane respective a cărei concesiune. Tot cu hotărâre din Consiliul Local. Dar se poate bine, domnule. Dumneavoastră unde sunt astea? Eu nu știu, asta vreau. În bâncă, domnule, unde depozitele alea? La piață. La piață. Primar, vine la bine să scrie aici. Așa trebuie să scrie. Număr cadastral cu punctul cu ta. Nu este corect. Măcar punctul unde s-a fost. Haideți să și eu vă propun să amânăm punctul ăsta și să-l discutăm. Dacă la următoarea ședință. Jocul dumneavoastră a făcut un schimb cu primăria, cu unul eu știu, cu un teren. A făcut un schimb de teren. A luat undeva, înainte de a ajunge la Pecola Poiana Sărată, terenul. În loc de 2148 de metri pătrați, a luat 5200 de i-au dat acel teren. Acel teren care l-a dat în schimb primării comunului Tuz, cine îl deține? L-a vândut primăria, nu știu. Ăla l-a vândut lui Căciuneanu, dar asta din cât că cine îl deține? Cine este asta acum? Nu mă interesează. Dumneavoastră spuneți că cel care l-a luat... Cine a luat? Dar n-a luat nimeni. Ministerul Agriculturii. Nu e adevărat. Pentru domnul Naiman în vânt, că nu mai rămas terenul. Domnilor consilieri, pentru clarificarea situației, vă propun să amânăm acest proiect de hotărâre pentru următoarea ședință. Cine este pentru? Vă rog. De Ministerul Agriculturii. Mulțumim. Da, gata, proiectul a fost amânat pentru ședința următoare. Se clarifică lucrurile și până atunci le clarificăm și trecem la următorul proiect de hotărâre.
care are cu durere foarte mare, proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice și adecuantări de către aviz Bacău la tarif unic de 317,73 de lei pe tona de gunoi fără TVA pentru colectare și transport din mediul rural. Vă ascult. Am mai zis, am legat problema ceva vreme în urmă, să avem o la cântare la Bacău. A zis că e cântare electronic, ies automat dar mașinii la fiecare cursă. Problema este un fel următor. Gunoiul de la marge din Sadună, aceeași mașină pleacă și la Pârgărești. Satul Bacău. Ia și de la margine, ia și. Unde vine te cu gunoiul ăla? Trece la comuna Uitun sau trece la comuna Pârgărești? Sau trece și și. Dar să plătești numele de persoane, domnul... Plătim la tonă, domnul primar. Nu plătim, noi plătim la vizita numele de persoane. Aici e vorba de contractele cu persoanele juridice, strict. Nu, am înțeles. Asta-i subiect. Nu, stați un pic, dar aceeași chestie se întâmplă și aici. Trebuie să aibă cântat mașină în cazul ăsta. Dacă e la kilogram, e la tonă, ai cântat mașină. Dar nu știi că dau 3 tone, că dau o tonă, că dau 50 kg. Ai cântat mașină și îmi cântărești gunoiul. Și în funcție de cât. Păi da, domnul secretar, aici e problema. Dar nu vine și îmi ia gunoiul de la margine și o duce și la Parnă. Ia și de acolo. În ce comună, la ce comună trece gunoiul la Bacău? La Uitun sau la Pătărești? Trece și acolo și de acolo. Aici e un set întreba. Mașina nu poate să plece jumătate. Ia de la Pârgărești, nu se încarcă, se vine și ia și de la Bacău. Și la Bacău, aceeași mașină și la Bacău. Și la Uitun sau la Pătărești? Face badis, nu pe comună. Și la societăți, acum revin la societăți, să aibă cântat cu mașină. Păi dau 10. Nu are cum să aibă. Atunci de unde se... Vă rog, domnul, vice, spuneți. Poate, toate hârtiile care apar de la Adis Bacău, domnul primar mi le dă și mie. Le pun la dosarul cu ăsta și le citesc. Și a mai fost problema asta cu gunoiul. Și la noi strâng toate avizele, deci ei iau, avem un tabel. Sacul de 120 de kg e pus la 0,18 metri cub. E scris și material. Tomberonul mic de 120 de litri e pus la 0,24 și el așa se ia. Pe volum. Și noi plătim, ca cetățenii comune, plătim pe volum. Dacă omul vrea să intri cât mai mult, sunt dese în container cât mai mult. Dacă pune bidonul întreg așa, normal că se umple. Dar dacă îl strânge, intră de două ori mai mult. Dar la om și dacă pune mai mult gunoi, scoate două tomberoane, îi le ia. Nu scrie două tomberoane. La agenții economici e problema acum, știi? Și acum legea asta care e acum, dacă ați citit-o, care în modificarea este tocmai să modificăm la 500 de kilograme. De la o tonă. De la o tonă. Ca să plătească oamenii mai puțin. Că mulți n-au vrut să se înscrie. Și oricum sunt obligat să se înscrie, că altfel bine mediu și pe eu vă aduc hârtii să vedeți, au fost control, domnul primar știe că a semnat hârtiile. Și nu, a fost de la mediu și de la mediu și de la ape, că toată lumea vorbește. Domnul Nițu, domnul Dorel știe câte controle vin. Și acum, colac peste pupăză, este o agenție non-profit pe lângă Ministerul Apelor și mediului, care filmează din satelit gunoaiele. Vă aduc pozele dacă vrei. Și a trebuit să-i dau răspuns. Nu i-am dat răspuns în timp. A venit după două zile hârtia. Dom'le, nu mi-ați dat răspuns. Și trebuie să-i dau răspuns. Cât fier am colectat din mizeria care mi-a arătat el pe satelit, am fost și ieri. Am fost tocmai la ieșire din comună, că ăștia din ăsta, din satul Hârja și Poiană, pentru că ce se întâmplă? Ăștia de la drumuri nu fac. Am făcut o acțiune odată, că am cerut tractorul de la domnul primar. Că au venit aia din altă tensiune, au tăiat lemnele, le-au lăsat acolo. Am mai strâns ceva crengi.
Domnule, când a luat aprobarea, nici nu știu că la mine n-a venit, poate nici la domn primar, ei au trecut o tăiat de la un metru copaci, chiar de la 2. N-am făcut nicio convenție între și, noi și, da. Și ei. Nu s-au făcut, ei iar au... Iar acolo singur nu trebuia să le ia drumul să deficite până când aveam convenția între noi. Când noi le puneam convenție, ei au tăiat și au lăsat crengile acolo, care tot noi trebuie să le adunăm, că arată și urât. Ei trebuia să le stăm de grabare și noi să le luăm. Și de atunci nu ne-a venit acum. Dar le-am făcut la mine să l-am folosit. Dar domnul primar, dar o folosim pe care îl la asia, mă, cu domnul Vici și poate că au căzut de acord, că le adună el. Da. Da. Mă bucur că, după cei doi viceprimari, a ajuns un viceprimar care e calul de bătaie la toată lumea și face, trebuie să facă absolut tot. Da? Eu când n-am auzit că tot trăgea așa tare. Nu, dar toți vicii primari care au fost colaborat cu primarul, numai dumneavoastră nu trebuie să colaborezi. De câte ori am făcut domnul primar? Ia, hai să vorbim de față cu toată lumea. De câte ori am vorbit să continuăm cu... balastru pe drumuri pe... și că oamenii au venit la mine a zis că nu vreau eu. Dumneavoastră a spus până la alegeri nu fac nimica. Am făcut jumătate de drum. Am zis, domne, că nu... Am zis și acum două zile v-am rugat. Domne, hai să mai aducem 4 mașini. Ce mi-a zis? Avem mașini, avem balastru. Păi da, uitați, cu balastru ăsta s-au ridicat oamenii în cap. Eu pe bolovan. Domnul Vice, haideți să trecem la punctul următor. Să zicem adevărul, domnule, nu minciun. Și nici gumorul nu vine să vină și nici acum. Auzi, nici în prezent nu duci știa cu noi festivalul. Nu, acolo domnul Avia, știi, stă într-o fundătură și... Jos la domnul, acolo jos, nu se duce nici. Nu, nu, acolo trebuie la spun la oameni, trebuie să le scoată la intersecție. De-aia am dat la toată. Nu poate, că n-are Dumnezeu să mai întoarcă. Este loc acolo. Este loc acolo. Acolo și eu, tu ești bine acolo. Cum are? Cum le-am duce pe reluare? Nu se va duce. Nu mai că trebuie să punem și bilete. 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 Nu mai că s-a schimbat 4 tehnicieni de când am început. Am întrebat noastră. Nu, dar vreau să spun, când am învățat un tehnician, deja s-a schimbat. E problema lor ce face provincii. Luna a venit un alt tehnician. Păi, dar eu știu că nu-i problema. Poate mâine, altă șefă directoare să vină mâine în coace. Să mergem până acolo. Eu am spus să nu mai schimbe șoferi. Au încercat și la margine, că nu sunt sub mașina de alt. Pus ultimul urmă, să urcă tirul la viață, nu știu cum. Chiar? Te-a de chebrit? Ce vorbim noi? Te-a pus acolo. Domnul Vici, gata, ne oprim aici. Ne înscrim la cuvânt civilizat. Domnul Boacă, spuneți-vă. Referitor la materialul prezentat, domnul președinte, zice aprobarea modelului de contract pentru agenții economici. Nu pot să aprob eu, ca cetățean sau ca primărie, contract pentru agenții economici. Atât timp când nu sunt acționar la agenții economici, nu îi dau nicio facilitate, nu nimic, așa impun lui. Nu e un model de contract. În calitate din consilier trebuie să se votezi omul hotărâi. Da, dar agentul economic trebuie să-l ducă el singur să încheie contractul. Vă rog. Așa. Mă, să ducă, frate, să vină la agentul economic, ei. Sau să vină ei la agentul și împreună vor încheia contract. Încă ceva, domnul primar. Zice că tarifele ofertate de către compania Rompres sunt tarife corespunzătoare situației, fiți atent aici, în care instalațiile de transfer funcționează. Păi dacă, instalația de transfer sau stația de transfer nu funcționează, din incompetență, din reavoință, zice că se va negocia un nou preț, că el este obligat să ducă direct până la Bacău de sortat. Da, mulțumesc. Altcine? Domnul președinte. Da, spune domnul. Aprobăm cu condiția să aibă cântar de mașină. Nu discutăm ca să ni se face o fură la societate sau 500 de kilograme. Sunt societăți care nu dă nici 100 de kilograme pe lună cu noi. Cum vii să-i faci 400 de toc? Aici sunt cineva la 400 de toc de TVA pe lună. E 300 de fără TVA. Există un contract. Nu poate să le face pe cât niște
kilograme din gunoi care nu le produce. Nu le cântar la mașină, mi-ai cântărit gunoi, mi-ai dat oricât am, 100 de kilograme. La sfârșit de lună... Vă dau niște exemple, că am ridicat problema și am vândut și cu directorul și cu ăsta. A zis că e oricum vine cu mașina, e la ția, nu să ia. La farmacii și la spital e cel mai rău. Pentru că ei trebuie să mai am încă două contracte, pentru sirinci, pentru feșe, pentru... Care, pentru materiale pentru asta. Și are și 1000 de lei pentru asta și el face o pungă de gunoi. Și dacă nu are, nu-i dă autorizație de funcționare. Dacă v-ați dat în contract acolo, el transformă tonajul, transformă în metri cub. Și cantitatea care este pleacă de la un sfert de metru cub. Dar problema este că noi aprobăm acest model de contract. Păi corect. Numai un pic că noi îl aprobăm, dar și îl negociază și îl semnează. Reprezentantul societății respective. El este cel care poartă discuțiile și care semnează. Nu-i convine prețul, nu semnează. Deci asta ar fi o problemă. O altă problemă, un alt semnal de pericol este că această sumă este aleatorie. Este în prima fază. Pentru că din iunie când intră celula a doua, ați văzut că prețurile cresc. Operatorul care a câștigat licitația în rampă la Bacău a spus, domnule, eu nu mai fac cu 27 de lei pe tonă. Eu vreau 44 de lei pe tonă fără TVA. Da, și atunci prețurile vor crește. Dar deplasarea nu mai este așa de lungă. De exemplu, e stații la Onești, o să fie la Moinești. Domnule primar, ați vă spun ceva. Asta este, de fapt, o afacere în detrimentul cetățeanului de rând și o afacere pentru cei care o patronează. Un fel de bătaie de joc la adresa și impus. Pentru că Berea era președintele acestei companii sau ce mama acolo era Adisului și acolo toți primeau niște salarii și nu știu. Plus operatorul ăsta care, după părerea mea, jecmănește. Cel puțin pe societățile comerciale le jecmănește. Păi ce? Condenare profitul fașinic, așa este. 317 lei pe tonă? Dar i-a pus cineva problema la acest contract? Că vine vremea când trebuie să facă sortarea pe selectivă? Da. Și când se face sortarea selectivă, marea majoritatea societăților comerciale din Comuna Oituz dau cartoane, dau resturi de hârtii, dau ambalaje, dau bidoane, dau cutii de așa, și alea sunt alea reciclate. Nu mai implică costuri reciclate, i-a avut celui un venit. Dar el te socotește la tonă și pentru aia te socotește la tonă și pentru cei dai cu noi menajem. Dar pentru că alea ăștia poți să mă duc pe da, domnul președinte. Vin și eu cu propunere la proiectul ăsta. Stați un pic, domnul Costu, vă rog. Domnul președinte, punem întrebarea. De ce au venit lucrurile cu acest model din contract al noi? Nu cumva au întâmpinat lucrurile în întâlnirea contractului cu agenții economici. Da, da, da. Bun, noi la prețul aflat, de a avea un lucru. Aș vrea ca să nu se aprobe hotărârea respectivă și să se amâne pentru data viitoare și să vină cineva de la Rompres cu care să discutăm personal ca să-și dea cuvântul, pentru că așa noi aprobăm. Ei fac exact ce au scris aici, iar noi nu vom reuși să plătim lunar suma respectivă, pentru că nu ai cum să plătești. Și dar oricum e o reducere de la o tonă la jumătate de tonă. Să vedem care este să vină de
Nicio, să vină și de la toate firmele, reprezentanți de la firme, tot să vină. Da, domnul Codaru, vă ascultăm. Cum poate să-mi pună mie că trebuie să... Domnul președinte, eu pot să vin cu o propunere. Avem deja la nivelul Comunii Oitus, avem o firmă foarte expertă în care parte cu Berdi. Oare n-ar putea să strângă și gunoiul ăsta? Și să ducă tinograf. Cunoaște, cunoaște. Ei deja cunoaște. Au mașina lor, o dă degeaba. Au zisul de primar care cunoaște lumea. Mihai Boachi, merciolog. E merciolog. Da. Păi, domnule, haideți să facem contract cu firma asta. Haideți să ne... E o idee bună, domnule. Până acum ai fost merciolog. E o idee bună. Dați că imediat fac firma. Adun mașină. Aprobați-o. Aprobați-o că imediat și vă fac la jumătate de preț. Problema e foarte serioasă și nu ne putem juca. Eu zic că aprobând un asemenea contract, ne batem singur cu ei tot. N-avem absolut nicio legătură. Societățile comerciale sunt de sine stătătoare, funcționează în baza unei legislații aprobate de Parlamentul României, este persoană juridică în fiecare societate și trebuie să-și negocieze direct contractul. Trebuie să facem scris la Romprest. Asta este o motivație. Nu poate Consiliul Local să se implice într-o asemenea chestie, pentru că ne punem în cap toate societățile comerciale. Haideți să facem astăzi o adresă la ADIS. Facem o adresă astăzi la ADIS și le explicăm că agenții economici sunt persoane juridice, sunt de sine stătătoare și sunt nu pot violate cu model de contract aprobat de Consiliul Local. Contractul, să vină proprietul cu contractul, să negocieze cu reprezentantul societății. E treaba lor. Să negocieze și la revedere. Noi am negociat pentru populație, noi facem administrație publică pentru populație, nu pentru societăți comerciale. Nu zice legea 215 că facem administrație publică pentru societăți comerciale. Facem administrație publică pentru populație. Clar. Agenția din mediu când a venit la agenții economici. Da. N-am contract când a venit să negocieze cu mine. Nu interesează. E 20.000 de lei amenda. Dar de ce să nu intereseze? Așa este. Da. Am înțelegerii întâi, frate. Așa este. E jumătate. Dacă nu aprobăm, nu vine și o să vede și când a venit Garda de Mediu ieri, a zis, le semnați cumva la oameni autorizația de funcționare. Domne, autorizația de funcționare jos, dacă aduce de la Mediu care contract, noi o semnăm. Dacă nu are, noi o semnăm. Dar dacă n-am întrebat, a zis că o semnează și dacă o aprobă, o dă de jos și vine, noi o semnăm. Ne amendează și pe noi și pe Mariana care eliberează, știi? Că ea a zis că eu am eliberat, că n-am făcut asta. Deci... Domnul Vice, acum o lună și jumătate, Romprest nici mi-a lăsat un contract la sediul firmei în care era 170 lei plus TVA pe tonă. Acum au venit cu ideea de a face pe jumătate de tonă, dar e 400 de lei pe tonă. Deci ei tot au pus mai mult în loc să scadă prețul. Păi atunci era 170 de lei pe tonă, acum au pus 400 de lei pe tonă ca să facă contract pe jumătate și să 200 de lei. Părerea mea... Matematica lor nu... Părerea mea asta cu reziducerea, putem să o semnăm că contractul
contractul, tot agentul economic îl semnează. Dacă vrea, semnează, dacă da, vrea, nu semnează. Da, domnule, dar eu sunt cu contractul și trebuie avizat de către Consiliul Local, trebuie să fiu semnez. Domnule, eu mi-am zis părerea, că și atunci, toată lumea. Și atunci nu vine și spune omul, spune ție, dar tu ce calitate ai hotărât pentru societatea mea? Adică așa se pune problema. Și dacă, domnule Pică, și dacă nu aprobăm și când vine găsim gunoaie pe margine, că ei le aruncă pe margine. Și așa se dă, o să fie catastrofă. Ați văzut, 60% din populația a achitat salubrizarea. Da. Acum când ei nu mai mai venit din loc, da. Acum nu uită pe unul din zori. Dacă nu vine din loc, o să fie fujat. Că ne mutăm din primărie. Fiecare cetățean trebuie să facă servici. Nu așa. Fac ce vor ei. Să vin. Dacă e 100 bar, de kg, de unde știu eu că plătesc? Să plătesc 400, dacă e 100. Păi da, bă, da, 500, 500, 500, 500. E la bani, 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 e la bani. Cea mai bună dintre, am restul ca și eu, n-are contra... Da, n-are... Are o fiecare, n-are contra... Are o fiecare, n-are contra... Amânăm, amânăm... Spune, domnule. Numai două vorbe. E clar că modelul de contract e făcut de juriștii de la Rompres. Și făcut, bineînțeles, în favoarea lor, dar prea, cam prea mult. Asta e o problemă care vreau eu să zic. A doua. Iarăși, e clar că e... Și una e în dosar. Da, acum am primit-o în dimineața. E clar că e în defavoarea agenților economici. De la 1700 trece la 3700 sau 317 la care s-a dat TVA-ul pe tonă și reduce la jumătate. Eu le-a spus să găsească soluții să contorizeze. Pentru că sunt societăți mici care nu produc o jumătate de tonă nici într-un an și că n-are o tonă nici de marfă. Dacă te duci și numeri biscuiții din Chioș și ce are el acolo, nu are marfă cu totul. Nu s-a gândit o lună 4 milioane. Nu poate să le dai, trebuie să le dai 4.000 pe lună lor. Da! Eu vă propun să-l amânăm și acest proiect de hotărâre, să invităm și pe cei de la Rompres, să mai invităm și pe cineva de la ADIS, să discutăm cu ei, cu legea în față și să le explicăm că nu putem noi dispune pentru niște persoane juridice, care au personalitate juridică și e problema lor, să-și negocieze singur contractul cu Romprestul și Romprestul să vină cu posibilitate de contorizare a cantității de gunoi care trebuie plătită de cei care de persoane juridice. Nu se poate altceva. Și trebuie vorbi și cu mediul, că să nu vină până nu are contractul. Dacă nu vin, suntem de acord cu amânarea? Ce este mai bun? Amânăm pentru miercuri, pe ultima zi. Pe 30 e ultimul termen. Da. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Care se cheamă aprobarea modificării domnilor aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune numărul 1 pe 3044 din 14.6.2000. Este vorba de contractul de concesiune a doamnei doctor Palade care și-a schimbat forma de societate într-o altă formă de societate. Și ca să poată să meargă să-și facă contractul cu casa, trebuie schimbat și forma contractului în concesiune. Dacă aveți obiecțiuni, noi am dat. Nu material? Dacă nu aveți, cine este pentru? Mulțumim. Forma de concesiune se schimbă sau forma de numirea? Și-a schimbat denumirea ca societate. Și schimbă și nu forma de concesiune. Articolul din concesiune care se concesionează exact, la... Pe exact, pe denumirea, pe denumirea nouă. Despre asta e soluționarea de către Consiliul Local al Comunei Oitus, plângerea prealabilă formulată de OMV Petrom și înregistrată cu numărul 4661 din 15.3.2016. Deci, conform hotărârii Curții de Conturi, s-a majorat concesiunea, contractele de concesiune, de taxa de concesiune la OMV Petrom cu procentul
de servicii. Deci ei aveau un anumit procent de concesiune. Curtea de conturi, când a venit și a constatat, a zis, atribuirea acestor terenuri înseamnă servicii pentru OMV, nu înseamnă altceva. Și atunci taxa de concesiune o măriți cu asta, cum se cheamă, domnul primar, ziceți. Indicele de inflație, care este altul decât indicele național de inflație. Este un indice separat pentru serviciile făcute anumitor societăți. Și ei au venit și au făcut această contestație împotriva hotărârii noastre care am dat-o anterior și am aprobat acea taxă de concesiune. Noi am făcut un raport de avizare și am propus respingerea plângerii lor. Pentru că dacă nici ăștia n-au bani, atunci da. Și vin și să plâng. Că n-au nici dreptate. Da. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Aprobarea modelului de contract pentru agenții economici, l-am discutat acum, se amână pentru data viitoare. Poftiți, da. Domnul secretar. Și cred că le-am discutat pe toate, nu? Mai avem unul. Cu căminul cultural, atestarea căminului cultural. Terenului de la căminul cultural. Fiind curtele la... 229 de metri. Ce zice, bă, când am văzut? Deci, identificarea și atestarea unei suprafețe de 229 metri pătrați, ca făcând parte de mediul privat al comunei. Se referă la terenul curs construcții, situat în intrarea comunului. La căminul cultural. Da, spate de comunii. Da. Aveți obiecțiuni la... Nu, nu. Cine este pentru? Avem o scrisoare trimisă de cetățenii satului Marginea. Peste Vale. Satului Peste Vale, au zis și Marginea face una, mi-a dus ultimul Ticu Bogu și m-a dus în eroare. Cetățenilor de Peste Vale, pentru construirea acelui grup sanitar la grădinița de Peste Vale. Asta e de la Marginea, domnul. Deci o să... De deci asta nu mai de Peste Vale, de la Marginea Marginea. La mine este de Peste Vale. Deci sunt două hârtii. Uitați în coace. Două coace, domnule. Asta nu s-o pune în discuție acum. Nu o face picin și nu o face primar. Un vece o face primar și nu micin. Gândiți-vă de ce. Deci eu am făcut... Mă ascultați, în momentul în care am avut discuția cu școala de la Poiană Săracă, am făcut o propunere ca în zilele astea să întocmim cele două proiecte de hotărâre, într-o ședință extraordinară săptămâna viitoare să le aprobăm, să găsim, vorbim și cu doamna contabilă, să găsim niște bani în buget, să vedem de unde rupem, și că costurile nu vor fi foarte mari și să punem în lucru cele două proiecte de hotărâre. Fosele septice sunt cele vechi. Avea dreptate domnul Ion că zicea canalizare, dar până să face canalizare o să le evita în jos. Asta e soluția. Așa. Și săptămâna viitoare când ținem această ședință le și aprobăm ca să le și dăm drumul când ține vacanța să le și facem. Dacă aveți obiecții. Domnul președinte. Da. Acolo trebuie spetiu, adăugat, nu știu dacă este adăugat, și reparația sălilor de clasă. Aici, la ambele școli. Și la Marge și peste Vale. O reparație generală. Bate-vă tot prin geamuri, prin clasele. O singură sală de clasă, nu trebuie toată școala, cere care aparează toată școala reparată. O singură sală de clasă reparată. Facem o expertiză vizuală, trebuie să vin neapărat un expert să-l plătim. Că niște geamuri vedem și noi dacă trebuie să-l locuite, adică niște lucruri de-astea cum face fiecare acasă la el timp. În sala care e funcțională, domnule. Da, oricum când facem grupul sanitar, oricum o cameră aia se face și când mergem să o facem pe aia. Deci mă gândesc să facem o fosă, sunt fose ecologice, nu mai facem gaura, nu mai poluăm apă. Dar domnul vice, sunt actualele fose, sunt actualele. Vă spuneam la început... Sunt betonate, sunt... Vă spuneam atunci la... ok. Vă spuneam la început că s-a modificat legea 10 și că bă, cetățeanul român năcăjit au încercat să-l aducă la același nivel cu mare, că la același nivel cu mare dezvoltatori privind plata taxe. Petiție către Parlamentul României. Și am zis cam așa, stimați senatori și deputați, Consiliul Local al Comunei Județul Bacău, trunit în ședință ordinară din 24-2016, vă adresează următoarea scrisoare cu rugămintea de a fi analizată cu atenție
și supusă plenului pentru analiză și dezbatere. Parlamentul României, din inițiativă proprie sau la influența unor grupuri de interese, au adus modificări legii 10.1995, total defavorabile cetățeanului sărac și umilit de taxele și... Le adresăm dumneavoastră cei care sunteți sau ar trebui să fiți reprezentanți acestui popor cu privire la soluționarea următoarelor probleme. Articolul 2 din legea 10.1995, nemodificată, prevedea: sunt exceptate clădirile pentru locuințe cu parter și parter plus un etaj și anexele gospodărești situate în mediul rural și statele ce aparțin orașelor, precum și construcțiile provizorii. Ați gândit să modificați această prevedere și să-l aduceți pe țăranul român sărac și umilit la nivel cu marele dezvoltator doar în ceea ce privește plata taxelor. Înainte de a supune votului o asemenea modificare, ați făcut o analiză a costurilor pentru construcția unei case simple din chirpici, formată din două camere și un hol pentru un necăjit care nu poate sta sub cerul liber și taxele care trebuie plătite să facă această construcție. Dacă ați făcut această analiză și v-ați gândit doar o, dacă vreți o semnați, să-i dăm drumul. Eu aș vrea să-i dau drumul și da. Dar acolo la timpul prețios, spuneți-o în ghilimele prețios. Îl punem în ghilimele, nicio problemă. O să, eu aș vrea să un exemplar să-i dăm drumul și la un post de televiziune. Avem aici, avem ca să vadă totuși... Comunicăm și noi. Nu se poate, domnule. Totul se modifică și se stabilește în defavoarea cetățeanului. Sunt două exemplare, vă rog, însemnați. Domnul președinte, la diverse poți și eu. Imediat. Da. Până se semnează, intrăm la diverse. Da. Intrăm la diverse. Și vă rog să vă spuneți părerile la diverse, da? Domnul președinte. Ziceți, domnul Budnar. Domnul președinte. Imediat, domnul. Deci, mamă, negeți, mă ia cu deci. Ședința trecută am avut o cerere de la domnul Roșcalghe Vasile, care a dat o bucată de teren de 12 prăjini 10 pe dealul Poșnei, în jurba cetățenilor de Noituș, și a solicitat să dăm un teren care avem în rezerva primăriei la Bâtcă. Cererea a ajuns la comisii, am analizat, am făcut schiță, proiect, până când să faci documentația ca să putem, omul să nu piardă pământul, am zis să formeze o comisie, sau Comisia pentru Agricultură, să deplaseze ca pe om să-l punem în folosință. Că omul trebuie, avea terenul arat, punea pământul sau ce făcea. Noi am luat terenul, am făcut drum. La noi durează documentația 5-6 luni. Să nu piardă omul, să poate duce Comisia de Agricultură, să supunem la vot dacă o sunt de acord. Pentru comisie la noi și domnul Vice și bine că este cu noi, să-l punem pe omul pe aici am atare, până să termină documentația, nu să-ți facă treabă. Să are și să-ți pună pe omul, că el i-am luat pământul și nu i-am dat nimic înapoi. Ședința trecută mi s-a dat cerere, eu am luat-o, da, am fost... Ați aminte că s-a discutat înainte de a începe lucrarea, că s-a discutat că să ia terenul ăla și să se facă un schimb și a rămas numai la nivel de discuție. S-a aprobat cererea ședința trecută, mi-a zis să caut, am căutat în harta de la Bât, că am găsit terenul unde îl putem da omului și acum comisia mergem și îi spune, bă, ne duc la fața locului, asta cer, ca să ne dea voie comisia, nu zic că mă duc eu și chem comisia acolo, nu, să aprobarea consiliului local. Că după aia vine, mă să o grămadă de bani, trebuie făcut cadastru și acolo și așa. Trebuie făcut, domnul vicin, dar până omul ce face sărac? Acum și-a închidit drumul, zice, băi, stați-o, v-am dat drumul ăla, trebuie dat să omului o casă de pământ. Și avem destul, acolo i-am găsit. Da. Dacă, domnul președinte, dacă vreți să puneți la vot ca Comisia pentru Agricultură, să mergeți să facă ce faci acolo. Facă o comisie. Propuneți o comisie. Sau să propunem eu propun o comisie. Eu am zis, dacă nu și comisia pentru agricultură, îți poate deplasa. Da, mai puțin eu, care nu mă deplasez. Dacă am fost acolo și ați identificat terenul și s-au măsurat comisie, sau să meargă cineva din partea primăriei, nu văd problema asta. Dacă se fac actele cu tacit, putem să-i dăm, dar așa cu scris nu putem să-i dăm. Nu scris, domnul primar, nu ce nu scris. Am zis să mergem și conform schiții care există terenul ca, nu intrăm peste nimeni, este terenul nostru al primăriei, băi, ne-am dat de aici și până aici, sunt unde e terenul ăsta? Unde e terenul ăsta? Ce domnul? Ăsta a picoș n-a fost terenul. Da, ăsta care o schimbă. Păi sunt 35 de loturi care sunt rezerva primării. Domnul primar, vă mai întreb, dar nu este schiță, nu e mare, ce face cu cea mare cu OLS, nu se face fără astfel de oameni. Nu le-am dat la atins și nici aprobare sunt în
să fac cum vreau să fie. Dom'le, eu vă întreb, puteți să-i desbarați ca să nu mai umbli pe celelalte oameni sau... Dar eu vă întreb, puteți să vă păziți proprietatea dumneavoastră? Dacă vă semnez că nu pot să facă, mergem cu ea mai departe. Teniți, teniți. Lăsați-vă parte. Și asta, dom'le, el, peruțelul, pe ei... Dar nu le dați voie să facă, dar nu le dați voie să facă. Au ajuns la mine niște cereri pentru unii vor să închirieze, alții să cumpere, alții să concesioneze. Încep cu Balint Eugen. A cerut lângă căminul cultural o suprafață de pământ care a zis că nu-i folosită să-și parcheze tractorul. Am vorbit cu domnul Băscă. Am vorbit cu domnul Băscă, acum am văzut și aprobarea să trecem în domeniul privat, ca să poată să mute antenele. Deci, asta n-am mai putea să o dăm, că nu mai avem terenul. Păi nu mai avem terenul, el aici a la cerut. Deci vom vedea Acum am avut acolo lângă cămin un magazin mare. Dă magazin lui Gelusii Buldo acolo, că Buldo e bun pentru comună. Mai sunt multe oameni care sunt. Eu spus o discuție, dumneavoastră o tărâți care... Dacă nu vorbim pe rând și încet, ca să știm despre ce e vorba. Deci există, domnul vice, există o cerere, cererea asta dați-o la comisie, comisia se ocupă de problemă, o analizează, o prezintă în Consiliu cu proiect de hotărâre și dăm drumul. Deci eu de-aia ca să o dăm mai departe. Dați-o, sigur că da. Dați-o la comisie. Scriți acolo, comisie. Da, comisie. Și semnează acolo. Nu semnează. Așa. După aceea, un cetățean, Bulete Nicușor, din satul Hârja, cere 25 de metri de teren lungime. Da, ca lungime în fața casei ca să consolideze și să înfrumuseze zona. Probabil are o casă lângă casa. Probabil trece casa pe deal și probabil vrea să facă un zid. Casa e vale ca să terenul. A, nu știu. Dar la comis, merge așa acolo. Deci, o mergem să o analizăm? Păi, dar bineînțeles. La fața locului. E și nimeni așa acum. Da. Dați-o la comis. Da. După ce scriu, licitez. Cristian Marian, domiciliat în Noituz, dorește să cumpere concesiunea de 1160 de metri pătrați din Bâncă, punctul Bâncă. Aici e lângă depozitul la tot. Lângă depozit, la tot.
Dăm la comisie. Dăm la comisie. El și plătește de mult taxe acolo. Dar nu știm dacă e proiectul de hotărâre unde se... Bun, trebuie văzut concesiunea e făcută din domeniul public, a fost trecută în domeniul privat. Dar mi se că avem un adevăr. Și el în tabel aici. Și el aici. Și el în tabel. Toți. Și iau tabel. Ia vedeți concesionarul, după aia după eu n-am știut de părere, nu mai vindem nimic. Nu e părere la moarte. Ce mai zic? Haide, mai departe. Așa. Bine, o să luăm Robert. Vrea o concesiune de teren. Cine s-a plăcut? Să rupești, nu știu. Ce? Vreau o bucată de teren pentru animale. Dar unde e asta? Lângă Constantin, o zice. Undeva lângă Constantin. Da, pentru adăpost animale. O pun tot la comisie, da? Da, pentru a să mergem la pacea locului. Asta e. Sau la curte. Nu știm. Lângă Constantin, unii tot timid, la coacă. Unde? Unde a primit? Acolo, nu? La cutul roșoască. Așa, cutul roșu ăsta care vrea? Așa. Spune unul, e la tine, că nu știu. Spune-o și eu. Mai este... Mai este Chiciorea Viorel. Da, domn primar, da. Locul mai cum mă duc cu dumneavoastră. Chiciorea Viorel dorește tot o concesiune. O pun-o la comisie. Nu râs de tine, nu eu. Cum râs de tine eu? Când e prietenul meu. Te așteaptă la poartă. Te așteaptă butucarul la poartă să te trimite ducă înapoi. Satul Călcâi, Comuna Oitru, și de sub Bacău. Da, haide să-i trasă. Haide, nu, lăsați-mi ce. Dumnătatu-te la Osoloșu Viorel. Mai simt. Deci, deși eu după aceea. Îi duci tu. Da. Mai dorește cineva? Am de scrie. Mihai dorește în incinta târgului curent electric, dar aia s-a rezolvat. Și acum mai Birte Nicușor din comuna, da, i-a dat unul care avea acolo și nu mai trebuie să... Da, plătește numele lui ăla. Mai este Birte Nicușor care dorește acolo la Șaroșa pentru 8 vași și 13 viței. O suprafață de... Are 30 de capri, mai scrie acolo. Da. Scrie aici, 20 de oi. Dorește... Da, dorește închiriat. Dorește de închiriatul ăsta. Îl pun și pe ăsta să concesioneze. Bine, nu e în dar lui acolo. Ăla-i pentru pășurile. Vezi concesionezul. Da, și ea continuare. Vă dau o soară, domnule. Dincolo, fără să vă scutați. Nu e mai aprobat. Eu atât am avut. Da. Doar întâlnesc. Haideți să vedem ce probleme au colegii și vor mai aveți, domnul Vince. Nu, atât. Dar Mihai, dacă nu vii la comisie, la ședință, nu mănânc și nici nu bei. Domnul Bundanu va reuși. Domn primar, băi, nu pe mine. Să cheamă și când sunt închiriat sau concesionat. Cheamă și eu. Domnul Osor, ești apucat. Auzi când o să fiți președinte, dacă o să mai fiți, când o să fiți președinte și de ședință, și o să fiu consilier, am să vă buzăresc, o să vă sară scânteie din cap. Domnul Rițu, poftim. Așa e dumneavoastră când e dată ce cu capa. Legate de Seatul Ferăstău, în care domnul viceprimar ar vrea să ne dea niște răspunsuri. E vorba de podul de la Ferăstău, la intrare de la șosea și până la pod, am zis de anul trecut, sunt niște găuri acolo când trece autobuzul, când plouă bălțele, stropește toți oamenii. Nu s-a făcut nimic. E vorba de balustrada care peste 3 luni de zile am zis și acum e în apă. Să știi cine a stricat-o, cine a făcut-o acolo, știi poliția, nu se face nimic. Poate o ia țigane și o vin din fierul ăla de apă, nu-i greu de scos, probabil, sau se ude. Și rămâne iar. Acolo se pot întâmpla accidente oricând. Autobuz acolo pe pod oprește, acolo se urcă și coboară copiii, oameni, mai bine unul a mergit, se duce în balt acolo și mă înregistrăm cu altceva. Chiar că există un pericol de aia acolo. E foarte periculoasă. Mai e puntea aia care a rămas nefăcut. S-a făcut cele două punți, a zis că după ce vine din pocerea domnului Vizionar, o face. A trecut două luni care a fost timpul bun, trei aproape, se putea face. Stă materialul acolo la școală, nu se face nimic.
Mai este la podul Negru. Am zis că facem un bazin cu apă acolo, că facem. Lasă să facă să vină primăvara. A venit primăvara. Timpul a fost bun. Oamenii acolo, dacă vă uitați. Se alimentează acolo și aproape jumătate de noi toți vin la apă și din la Bogdănești și de la marginea și de peste tot. Și oamenii stau la rând pentru un bidon de apă acolo. Am zis că facem ceva să fie ca lumea. Facem un rezervor acolo. După alegeri sau înainte sau chiar atunci în propaganda electorală. S-a mai adus sort de la jur. S-a pus pe idei de stres. E bun, nu zic că nu e bun, că a zis că e mai ieftin decât ăsta care îl aducem noi de aici. Nu știu dacă o fi mai ieftin, s-ar putea să fie, dar să știți că unui gaură și sortul ăla stă, tot gaură rămâne acolo. Mașina trece și îl dăm părți și acolo tot gaură a rămas. Nu s-a făcut nimic acolo el. N-am pus degeaba. Se face în părți, cum ne-am spus, dar gaură tot gaură rămâne. Eu cât am fost primar, am cărat și din Oituz. N-am plătit la nimeni nimic, ca cu bucălașe noastre, numai cu un postibul ne-a chemat. Dacă îl cauți, este și mai mărunt, nu numai de la mare, dacă știi să-l cauți. Am fost și cu domnul Gogo și azi, m-am dus să cară în continuare. Este, domnule, este acolo la țară, la Hârșa, în partea aia, este... Au sărit oamenii pe mine. De când care oamenii sare, domnule, nu uita. Dar nu e al lor, domnule, pietricul ăla. Uitați și pe drum, domnul Gogo. A sărit oamenii că am pus pe cross. Românii poate să ridică. Dacă buldozeriști... Dacă v-ați iertat la aceste... Domnul, n-a avut răbdare, domnul primar. Dacă mai am una și-l termin. Se vorbește aici, am auzit și eu acum, că de când am predat eu funcția de viceprimar, mă simțeam rău. Și n-am vrut ca primăria să stea așa... fără un om ca să de bază să lucreze cu domnul primar, că eu aș fi dat-o când mi-ați dat niște bani, să-mi dați lunar niște bani. Câți bani v-am cerut și cât mi-ați dat mie de când sunteți viceprimar? Și când fiecare îl dați mie câte 10 milioane și le ieși dat-o sori în butucarul. Așa zice lumea. Ia întrebați oamenii când ați ieșit, domnul. Ia întrebați oamenii. Mi-a zis și la Bacău, de la partidul de la Bacău, uite, de aia îi pleca mă tare, că se arângea cu Bodea să-ți dea bani în fiecare lună. Ia ziceți, v-am întrebat eu când ați plecat, dar chiar nu mai puteți? V-am întrebat să spuneți de față cu toată lumea. Și consilier de aici mi-a spus că tu primești bani de la Gico. Păi exact așa zice. Păi e dumneavoastră care a ales. Na, dacă așa atâta bucmenit, ce să facem? Am și eu doar patru probleme legate de... Una din probleme este legată de racordarea persoanelor la sistemul de alimentare cu apă. Domnul viceprimar dă aviz, cred că sunt peste 300, dacă nu mai multe, de familii care s-au racordat peste la 600, apă, 600. Veți răspunde dumneavoastră și nu persoanele care s-au racordat. Vin la dumneavoastră, tațin, mergeți și racordați-vă. Vă faceți campanie electorală? Nu, domnule, nu fac campanie. Ilegal. Nu fac campanie electorală, domnul primar. De când am vorbit în ședință, de când am vorbit în ședință ca să dăm drumul la societate. Nu vreți. A spus că nu. Păi se ocupă. Nu se poate face. I-am spus de ce dați dumneavoastră voie, domnule? I-am spus lui domnul ca să știe toată lumea. Ăsta e un abuz în serviciu. Începând din luni, mă ocup de asta. Să știe toată lumea. Că a venit cei de la mediu, a zis, dacă nu facem racordările, ne închide spațiul. Nu aveți voie să racordăm. V-am raportat nimic, n-ați făcut. De ce n-ați făcut? Domnul Vici, dar și Consiliul Local are un cuvânt dispus la racordările. Ați vorbit, domnule, nu, domnule, după ce s-a aprobat, Consiliul nu mai are nicio treabă cu asta. Păi, dar ce se treabă? Nu are, domnule. Ce treabă? Consiliul Local nu are treabă, nu trebuie să dăm avizul noi, aprobare. La proiecte nici ei nici avizii, dar acolo nu. Dar n-ai, domnule, asta e trebuie administrativă, al domnul primar, al lui... Am aprobat două posturi la canalul ăla. De ce nu răspundiți, domnul viceprimar, în 30 de zile la cererile care le-ați primit? Numai pe luna trecută și luna asta vom verifica. Domnule, a venit Ambăruș, a venit. Are cereri, că nu înțelege cu Doboș, de două domnule, i-am dus, răspundeți-i domnule. Pentru că dumneavoastră dați toate cereri la mine să vă bateți așa de mână. E dumneavoastră cazul. Nu e cazul la mine. El m-a dus jos la Avigo, care are văr și a imor. Da. Dați-mă în judecată. De ce mergeți dumneavoastră în comună, împreună cu Butucaru? Eu merg cu cine vreau în comună. Dar dezinformați populația comunei. Domnule, de la 1 martie primarul e suspendat, primarul este domnul Bodea, spune domnul Bucaru. Sunteți dezmințiți. Dezmințiți. Păi eu am rugit în ferestră, domnule, și mi-a spus, domnule, ce vorbesc. Întrebați-le, cine a zis?
Butucarul se laudă că domnul Lupic a venit să vină la PSD, dar n-a vrut să-l plângească, că ne strică firma PSD-ului domnul Lupic. Chestiuni de genul ăsta, mințiți oamenii. Nu m-am minciun scoate. Dacă mai faceți propagandă electorală, de azi încolo, o să vedeți și pățiți. Da. Domnul primar, astea sunt lucruri personale pe care trebuie să le discutați în afara ședinței. Campania electorală nu se face decât ce spuneți dumneavoastră. Nu vreți să vă înțelegeți cu viceprimarul și pentru că este televizat și vede toată lumea la televizor dumneavoastră și o echipă de-a dumneavoastră faceți campanie electorală. Care e aia? Nu, deci eu am spus atât. Așa s-a început. Vă rog, domnul Gogu. Campania electorală. Alo. Domnul Gogu, vă rog. Da. Mașina când mai se poate închiria o zi să mai... Am încercat azi, domnule, să duc acolo și n-am putut. Nu, acum azi a putut. N-am zis astăzi când plouă, că ne timpul uscat. Am încercat toată săptămâna. Motivul e în felul următor. Și așa la rumpres spun problema că e moale și drumul nu-i petroit, cum trebuie și nu pasă orice. Haideți să nu-i mai dea peste nasul treburi din astea, băgăm 7 mașini de piață, de balastul de pe prunt, nu trebuie piață concasată acolo. La urmă pune și din aia, dar acum prin mustrasă pune asta din prunt. Și, dar tot așa, trebuie încă un buldou acolo sus, domnul a pus Lupin, mașina, s-o împrește, s-a blocat drumul la a doua mașină, nu mai poate. Da, spuneți cum am lucrat, spuneți când am dus și a sărit oameni, am dus cu piatra să spart, dacă nu i-a urmărit nimeni, după 2 ore a plecat, a rupt ciocanul și a plecat cu spatul. Păi nu, dar m-am dus să urmăresc când plec de aici. Nu mai e niciunul. Dacă îl întreb pe Traian, el pleacă de la 10, pleacă tare jumătate de normă. Polițaiul vine și stă toată beatii, l-am arătat lui domnul primar, că beat și numai ăsta, cam așa merg treburile în primărie, domnule. Dacă m-ai ascultat un pic și... Păi vă ascult, când am dus pietre, au sărit oamenii, că ce mi-ați adus bolovane ăștia? Asta avem pe marginea drumului. Păi a avut dreptate, domnule, și cum se, cu ce se Păi da, mai sta și acum. Eu m-am dus și... Eu când mă duc, știi ce zice domnul primar? Nu e treaba ta. Tocmai ca să nu mă... El zice că numai dacă mă duc, fac campanie. Eu nu mă duc să fac campanie, domnule. Eu desfăceam oblonul la mașină. Dar la Hârja, așezământul... Ce-ați căutat dumneavoastră acolo? V-a chemat părintele? Nu, domnule, m-am dus la la Poiana Sărat. Dacă vă arde la suflet, mai ales când sunteți băut și veniți, atunci a venit și trageți în mine. M-am dus, era la Poiana Sărată, că a stricat un contor unde am făcut drumul ăla și am cărat balastru. M-am dus, am luat contorul și între timp l-am sunat și pe domnul Valentin. Și între timp m-a sunat, domnule, a venit consilierul Valentin și a zis că ne ia pe pășunea primăriei și m-a sunat părintele și m-a dus acolo la părinte, am intrat înăuntru și l-a invitat. Dar și omul din curte l-a invitat să ducă înăuntru pe ședință. Eram eu și cu părintele și cu Sorin. Atâta era. Și a venit și v-a aruncat minciuna pe ședință. V-a aruncat minciuna, m-a sunat dumneavoastră pe vinic că primul are un contract. Da, m-a sunat dumneavoastră. Păi, da, eu am fost personal în curte, eu fiind în vinic, n-am putut să urc. Eu veneam de la asta și mă duceam acolo. S-a întrebat unde este părintele și a zis că este în ședință cu domnul Bucucarus, cu domnul viceprimar. Da, aia e ședință când m-am dus și spuneam. Am întrebat primarul dacă există o ședință la Hârja și noi nu știm, Consiliul Local. A zis că nu știm. M-am întâlnit părintele nu are, și vreau să vă mai anunț o dată că părintele nu are niciun contract. Ba, hai să ți-l arăt. Nu, ăla e făcut de dumneavoastră. Nu, domnule, voi l-ați aprobat gratuit înainte de a fi eu. Nu. Haideți, am următoarea rugăminte. Terminați cu războaiele de dumneavoastră. Nu, domnule, eu vă spun că minte, eu vă spun adevărul, nu mă minte, eu nu mă dau după dege. Domnul Vice, vă rog, domnul Vice, vă rog. Poftiți, domnul. Dar să observați că n-am terminat. A, domnul Gogu, n-am terminat. Păi dar n-am terminat. Scuze, domnul. Deviază discuția. De la drumul și la petruit, dar nu ajungem în altă parte. Când este să face timpul bunte, nu mai plouă și drumul este uscat, luăm și pe gelubale cu burdo. Unul trebuie să facă treaba să știți cu gelobalii care e problema. Știu, se poate, are domnul Vici, se poate, domnul Vici. Se mai dumneavoastră, n-am nicio treabă. Dacă vreți să faci treaba, se poate. Păi dar nu mai aduceți, noi avem ordonator de credit, dacă se poate, n-am nimic împotrivă. La prima mașină, când a pus-o acolo, s-a blocat drumul. Nu, eu n-am nimic împotrivă. Păi avem, dar dacă n-am avea să facem drumul ăla, l-am rezolvat. Eu m-am ăsta, dacă este de factură, n-am nicio treabă. Dar ce spunem la oameni, doamne, nu vreți să facem treabă. Doamne, ai factură, ce treabă? Semnezi dumneata? Persoană pot să... Uite, ce treabă? Să ia spuneți, domnul Vici primar.
Când era, ne-am adus aminte, cât a fost Eugen Balint aici, îi dădeați cotă din motorină, că avea treabă 4 ori, că avea 10 ori, 20 de litri. Nu e adevărat. Nu e adevărat, domnule. Ia vedeți cât e cota. Dar mă uit, mă uit. Uitați-vă. Vedeți că e mai puțin ca înainte și lucrează zilnic. Auziți? Dacă lucrează întâi, o săptămână lucrează și în viață. Domnul Vici, dacă îți face timpul muncă, ne-am fiat răsie. Dacă timpul ne ajută... Da, eu am încercat, domnule, că piatra asta mi-a aprobat-o primarul. Nu mi-a aprobat discuții de zi. Discuții de zi. Eram la ordinea de zi. Deci piatra de pe rând mi-a aprobat-o primarul să merg. Eu nu fac de capul meu. Cine nu știe, vorbește așa. Eu totdeauna i-am spus, i-am zis și de piatră concasată, a zis, nu, aia nu ți-a aprob. Și cu asta am tăgut. Dom'le, am luat 2 miliarde de lei anul. Dom'le, am aprobat 1000, am aprobat 1000 de metri. Și nu se mai vede nimic pe drumul din piatră. Nu se vede, nu, se bagă în pământ, dar nu mai e noroi, ce tot vorbim. Dar nu trebuie adică. Așa ar băga și am de zile. Dom'le, hai terminat doar cu dialogul ăsta. Păi da, păi da, să fie adevăr, nu minciuni. Minciuni simplu. Am înțeles că s-au legat la apă mulți cetățeni de noi toți. Păi atunci, se lăsăm pe toți, domnule, care vor să lege la... Sigur că da. Unii da, unii nu. Sigur că da. Sigur deci, toată lumea care vrea... Tu puneți la vot. Da, domnule, să lege la așa, pe la rămâțele. Să lege la ce preț, ce preț îl practicăm, domnule? Eu ce-am preț, domnule? Deci, unii se lege și unii nu. Păi nu știu dacă s-a legat, dar fi a dat preț. Dar nu e niciun preț, domnule, cine a luat, le-a luat cineva. Nu, dar e trebuie să plătească postul. Păi, domnule, nu trebuie să facem. Dar de când v-am spus, domnule, și să amână ăsta? Și dracu, auzi, parcă ați fi niște copii de grădiniță. Nu cunoașteți legile, nu le citiți, nu știți. Orice legare la apă trebuie să fie avizată, să ai un apometru cu sigiliul metrologic pe el, cu aprobare. Deci trebuia să facem, să punem pe picioare acest serviciu și să nu mai tot delegăm, dăm unul în fundul altuia, că ăla nu aprobă, că ăla nu vrea, că ăla. Dom'le, dacă aveți probleme împreună, unii dintre dumneavoastră cu cine aveți probleme, rezolvați-le în afară. Consiliul vă dă sarcină. Să existe colaborare dintre dumneavoastră și să punem la... Să facem treabă, domnul secretar. Treceți în proces verbal chestia asta. Dar nu se poate. Domnul președinte. Fiecare face numai un pic. Fiecare face ce vrea. Domnul viceprimar își face propagandă electorală, abuzează de banii primăriei, cară tomberoane, nu ai știu ce face, fără aprobarea nimănui, domnul primar nu aprobă să aducă balast, apa, unii spune să se lege, alții spune să nu se lege, oamenii stau și așteaptă. Canalizare nu există, dar tot dracului de treabă. Suntem oameni serioși. Chiar așa am ajuns în statul ăsta ca să ne batem joc de oameni? Nu se poate. Haideți să rezolvăm altă problemă asta cu apa. Dacă s-au legat ceilalți, să găsim o formă ca să se lege toată lumea. Ăștia au anunțat un an extraordinar de secetos. Nu știu cât apă o să fie. Că știți că în momentul când e secetă, nu o să fie apă. Dar măcar să aibă omul posibilitatea să se lege și să vadă. Trebuie să găsim o soluție. Domnule, e aproape gata societatea. Nu știu dacă e aproape gata, domnule. În 2 săptămâni e gata, domnule. Trebuia să fii gata până acum. Trebuia să fii gata până acum. Domnul președinte, mă lăsați pe mine 2 cuvinte. Vorbea domnul Apostol. Atâta timp cât sistemul de alimentare cu apă în prezența lui nu este funcțional și o parte din cetățeni s-au legat la apă, se lăsăm pe toți care doresc, domnul. Când va fi funcțional, montăm apometri și vom încătește. Apometri la ce putere e pus? Trebuie pus apometri. Când ai serviciu funcțional. Atâta timp, băi, atunci. Păi dacă umbla acum la conductă și să asta. Este apometrul la bazinic. E legal la apă sau nu? E apometrul la bazinic. Dar primăria plătește, e sub contul la bazinic. Care îi spui și primăria îți plătește banii la apă. Vedeți, e domnul ăia care-i conștiu. Dar politicii nu trebuie să se lege și unii nu. Păi bă, asta nu vine. Atâta de cât noi plătim apă, haideți să poți să mi-i zicea bani. Acum nu plătim și nu. Plătim și acum. Nu plătim. Nu apă vreau jos. Da, plătim aia din bazinic. Este acomentul acolo la bazinic. Prima apă care se consumă, care îi pune. Dar nu sunt mare, domnule. Și dăm bani la aia. Nu sunt mare. Astăzi suntem la Crâșmă. Parcă de la Crâșmă iar vorbiți toți. Există la bazin un apometru. Cei de la Bacău când vin, citesc apometru și în funcție de consumul de apă primăria plătește. O sumă mică, domnul președinte. O sumă mică pentru că au fost puse ciușmele pe stradă. Da. Deci se poate plăti în continuare așa, că mai sunt încă ciușmele pe stradă și consumul este public, până când stabilim o dată niște reguli. Da, da, e cât mai repede. Cu cât să... Păi, facem mai mult, dacă-i voi și nu să consumul mai mare, e adevărat.
Vreau și eu să vorbesc două cuvinte. Da, domnule. Până astăzi, domnul președinte bătea în domnul primar. Mi spunea nou, nu-i în regulă cu bazinele, nu-i în regulă cu canalizarea, nu-i în regulă cu... Și acum spun că nu-i în regulă, domnule, și acum spun că nu-i în regulă. Ce nu-i în regulă, nu este în regulă. Acum ați închis subiectul cu domnul primar. Nu m-am închis subiectul. Și poate sunt viceprimar. Nu. Cum Dumnezeu vine? În viceprimar... Nu înțeleg. E și greu să înțelegi. Am înțeles. E greu să înțelegi. Domnule, că a făcut apa să meargă, a făcut toate defecțiile, de-aia e greu. Nu dumneavoastră. Cine face? Am impresia că nu prea înțelegi lucrurile. I-a spus domnule viceprimar unde a făcut abuzul. Și dacă noi am discutat și ne-am luptat împotriva abuzurilor în comună, trebuia să vârșească abuzuri când s-a văzut viceprimar? Dar nu e niciun abuz. E în gândirea dumitale. Dacă folosești banii publici să faci servicii pentru alții, mi se pare un abuz. Sunt bazinele pline și noi nu lăsăm... Nu știu, dar asta nu-i... Haideți acum să aprobăm. Acum am spus, există o hotărâre stabilită de Consiliul Local să facem această serviciu. Da. De ce nu s-a făcut? L-am întrebat acum. De ce nu s-a făcut? Eu n-am băgat apă, domnul Osoruș. Eu n-am băgat. Eu am respectat legea, n-am băgat apă. A dat voie domnul Vinci, foarte bine că a dat voie. Domnul Apostu spune să se găsească. N-ați băgat ca amers și domnul primar. Nu, da, cătânii la mine sunt secate. Da, domnul Lopică, ne-a pus și cei de la mediu și cei de la apă, ne-a pus în vedere să ne cuplăm, că dacă nu ne închide și nu mai deschidem niciodată. Și sunt eu vinovat că dumneavoastră nu vă înțelegeți să facem anunțat și n-a zis nimica, domnule. Și am anunțat. I-am spus și lui Bâscă să scrie în procese și peste tot. Și m-am dus să-i dăm drumul mai departe. Și oamenii a zis, domnule, ne dă voie, nu ne dă voie, noi tot ne cuplăm. Că cum s-a cuplat contabila pe banii, de când s-a făcut instalația, s-a cuplat ginerele cu canalizare și cu tot. Așa mi-a zis oamenii. Eu am zis, faceți o cerere, așa mi-a zis, nu știu un ginere, așa mi-a zis, nu știu unde are ginere. Ginerii tău care nu ai tăcuplat. Așa mi-au zis oamenii. Păi tu de ce de-aia tăcuplat, eu țucru, nu știu. La diverse mai are cineva. Uite așa au vin toate și eu au cuplat și tu vine și pe așa. Zice drumul. Eu am ridicat problema cu odului de la Sarșa. Zici că se toarnă o șapă pe toată suprafața. Deja a ajuns la grinz betonul, că cum s-a măcinat betonul. Balustrăzile alea scăzute amândouă, nu știu dacă mai sunt sau nu mai sunt. Trebuie făcute și acolo balustrăzile până înapoi, ca și la pod la Cojocaru, pentru că... Nu e pod, ăla e podul nostru, domne. Nu facem, e podul nostru. Poate podul este de domeniul comun. Când a început, am zis să-mi credeau că e podul nostru. Dar pe unde trece tu, Sus? Am vorbit cu Bâscă, și Bâscă a zis că trebuie să consultăm un specialist, că nu putem să tragem din capul nostru să facem lucrări la pod. De patru ani am spus aproape în fiecare ședință, hai să ne adunăm, să facem lista problemelor urgente, să stabilim ordine de prioritate și să le luăm în ordine și să începem să le rezolvăm. Niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. Niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. Tot frecușuri, tot felul de diferențe, tot felul de probleme, de la cus până la... Eu m-am luptat împotriva abuzurilor și o să mă lupt în continuare împotriva tuturor celor care fac abuzuri și păgubesc în banul public. Să fie clar. Cum era cu hotărârea? N-am venit la idul. Eu n-am venit cu idul să fac ceva pentru mine. Am venit să fac ceva pentru soară. Nu pot să lucrez. Da, domnul, zice domnul. Tomberoanele i-ai luat hotărârea repede. Domnule, cu aprobarea lui doamnă primară. Zic, domnule, să știi și voi. Cu apa, deci cei care s-au acordat la rețeaua de apă, conform legii, este ilegal. Născut el în ceasul. Deci se pedepsește... Dacă au aprobare de la conducere. Aprobare și scrisul. Da, au scris. Discuția cu apa rămâne pentru ședința extraordinară de săptămâna viitoare. Trebuie să o lămurim, să luăm fosta hotărâre, domnul secretar, care am stabilit acolo să se facă serviciul ăla de apă, canal la primărie, și în funcție de ea să o hotărâm săptămâna viitoare și terminăm cu asemenea la ceapă. Domnilor, vă mulțumesc pentru ședința de astăzi, a fost o ședință următoare.